Bună seara, stimați telespectatori, sunt Deniz Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii, îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, o am alături de mine în această seară pe senatoarea Diana Iovanovici Șoșoacă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Despre dumneavoastră știm așa. V-ați născut în București, aveți 46 de ani și sunteți de profesie avocat. În 2020 ați devenit senator în Parlamentul României pe listele AUR. La nici 2 luni ați fost exclusă din grupul parlamentar AUR, fiind în prezent senator independent. Sunteți un politician controversat, criticați în mod constant guvernarea și v-ați remarcat prin acțiuni considerate a fi excentrice, gălăgioase, uneori deplasate. Sunteți cunoscută ca o militantă antimască și antivaccinare și țineți legătura cu susținătorii dumneavoastră prin intermediul rețelelor de socializare, filmând sau transmițând live orice eveniment. În plan personal, sunteți la a treia căsătorie și aveți 2 copii. Acestea sunt informațiile așa, în mare apropo de dumneavoastră. Eu mi-am propus și mi-ar plăcea să-mi permiteți ca prin intermediul acestor 40 de întrebări să aflăm cu adevărat cine este omul și femeia din spatele senatorului Diana Șoșoacă. Atât cât poate permite o femeie. Dar aș vrea să vă completez un pic sau să vă schimb un pic ceea ce aveți acolo, pentru că eu nu sunt o antivaccinistă, sunt doar împotriva unui act medical obligatoriu, pentru că ne naștem liberi, trăim liberi și sper eu vom muri liberi. Bun. Mergem cu prima întrebare. Toată lumea știe că sunteți de profesie avocat. Puțini oameni au aflat că visul dumneavoastră din copilărie era să deveniți un medic apreciat la fel ca mama dumneavoastră. V-ați răzgândit datorită unchiului dumneavoastră, Haralambie Bălănescu, fostul președinte al Tribunalului Prahova. Ați povestit că unchiul Bică, așa cum îi spuneați, vă lua cu el la tribunal și a fost primul care v-a explicat ce înseamnă un proces. Mai mult, vă citez, înainte să moară, unchiul m-a chemat la el împreună cu mama și m-a pus să jur că voi face dreptul și că mă voi face avocat. Aveam în jur de 12 ani. Urmează întrebarea. Ați ajuns avocat datorită unei promisiuni făcute pe patul de moarte? Nu, cred că mi-a fost scris în stele să ajung avocat. A fost o dorință de a mea extraordinară. Eram întotdeauna avocatul tuturor copiilor abuzați, bătuți, certați de părinți, certați de profesori. Nu eu am vrut să fiu medic, mama mea a ținut neapărat să fiu medic, însă era de ajuns un medic genial în familie, nu aș mai fi avut loc și eu, așa că fiecare cu drumul lui. M-am zbătut să fiu avocat, pentru că mama mea este o femeie foarte impetuoasă, își impune punctul de vedere, e o leoaică, eu un scorpion, așa că am dus lupte grele în familie și am câștigat, am devenit avocat. Iar unchiul Bică, într-adevăr, îi datorez această dragoste și acest drum, pentru că el mi-a arătat ce înseamnă drumul dreptății. Dumnezeu să-l odihnească în pace acolo unde e. Dumnezeu să-l ierte. Bine, mulțumesc. Ca avocat, ați intrat în atenția publicului acum 10 ani, când ați reprezentat-o pe moderatoarea Marina Almășan în procesul de divorț cu Victor Socaciu. La vremea respectivă, Victor Socaciu nu era doar un artist de renume, era un om politic, deputat PSD, numit ulterior consul al României la Montreal. Ați câștigat toate procesele pentru Marina Almășan. Ea a spus despre dumneavoastră, o citez. În timpul procesului, Diana nu s-a speriat nici de funcții, nici de amenințările deloc puține. De multe ori eu am fost și tentată să renunț, dar Diana nu m-a lăsat. Acum, spre deosebire de multă lume, eu știu cum este adevărata Diana și sufăr cumplit pentru nemeritatele răutăți și ironii de care are parte abundent. Urmează întrebarea. Vă este recunoscătoare Marina Almășan? Îmi este recunoscătoare și nu numai ea.
toți clienții îmi sunt recunoscători, pentru că am un procentaj de peste 99% de câștig al proceselor și le-am fost nu numai avocat, cât un foarte bun prieten. Iar Marina, într-adevăr, a avut o situație destul de gravă și, într-adevăr, nu m-am luptat doar cu nedreptățile a unui proces de divorț, de drepturi ale copilului, că aici a fost problema, drepturile copilului, dar m-am luptat cu un întreg sistem de relații și cu un întreg sistem politic și nu a fost deloc ușor, dar am învins, ca întotdeauna. Bine. Printre admiratorii dumneavoastră se află mai multe persoane publice. Mircea Badea a spus că vă asemănați și că îi sunteți simpatică. Dan Bitman vă respectă pentru că, îl citez, Diana Șoșoacă este un adevărat avocat al poporului. Adriana Bahmuțean a fost și ea alături de dumneavoastră, nu doar la protestele din stradă, dar a venit să vă susțină și în Parlament. Monica Anghel, care vă cunoaște de mai mult timp, a spus așa: omul Diana Șoșoacă este total diferit de politicianul cu același nume. În viața de zi cu zi, Diana este o fire veselă și este super ok. Și milionarul Cornel Tăbăcaru vă susține, îl citez, este o mitingistă foarte bună și a făcut-o Dumnezeu deșteaptă. De astăzi sunt în armata Dianei Șoșoacă. Urmează întrebarea: cine sunt generalii din armata Dianei Șoșoacă? Generalii? Păi este... Mareșalul este Dumnezeu. Este cel mai aproape, este cel care m-a pus pe un anumit drum și, așa cum zicea în al preasfinția sa Teodosie, acceptă-ți destinul ca să nu îți fie greu. E o cruce grea de dus, du-o mai departe. Și am să o duc. O duc cu recunoștință față de Dumnezeu, pentru că mi-a dat nu un drum ușor, nu oricine poate să facă ceea ce fac eu, și le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt aproape. Este foarte greu să iasă în față să susțină un om care luptă împotriva unui sistem întreg, care de 32 de ani cam distruge tot ce înseamnă România și poporul român. Aici este durerea. Sistemul. Sistemul. Este o hidră. Este o mafie. Nu mi-am închipuit, deci ca avocat am luat contact cu această hidră, dar ajungând în această funcție de senator al României, am rămas siderată să văd că nu există mai deloc profesionalism, nu există mai deloc bun simț, nu există mai deloc maniere elegante decât între hoți, decât între perverși, decât între cei care sunt infractori încă nedescoperiți. Nu există respect față de adevăr, nu există respect față de oameni care luptă pentru adevăr. Există o hidră care se duce până la femeia de serviciu. Toți sunt angajați în lanț, sunt rude, sunt prieteni, sunt cu metri, sunt afaceriști. Tic-tac. Mulțumesc. În adolescență ați cochetat cu teatrul. Vă citesc. Am făcut parte dintr-o trupă de teatru cu care m-am calificat la festivalul de la Avignon. Interpretam rolul reginei amazoanelor, că doar nu se putea altceva. Nu ați mai ajuns la festivalul de teatru din Franța pentru că trupa dumneavoastră nu a avut mijloacele financiare necesare, iar părinții nu au fost de acord să vă financeze deplasarea. Chiar dacă nu ați avut ocazia să vă remarcați pe scena unui festival internațional, titulatura de regină a amazoanelor ați păstrat-o și o folosiți acum pe scena politică. Urmează întrebarea: sunteți o actriță bună? Da, interesantă întrebare. Cred că fiecare om trebuie să joace un anumit rol în viața lui. Cel mai greu este să-ți joci propriul rol. Și mai ales atunci când este cel mai greu, este rolul cel mai greu de jucat. Cred că cel mai greu rol este să fii omul adevărat. Și cred că asta deranjează foarte mult la mine. Sinceritatea, adevărul pe care îl spun, crunt, adevărul este cel care lovește, este cel care tună. Și să fim serioși, niciunui om nu-i place, niciunei persoane nu-i place să audă adevărul, pentru că adevărul nu este convenabil.
adevărul are și părți bune și părți rele și e destul de greu să îl accepți. Iar eu am ales calea non-compromisului. Eu nu fac compromisuri. Este greu, este aproape imposibil, dar merită încercat. Teatru. Teatru este foarte frumos și duc dorul teatrului, pentru că eu, neavând pașaport verde și n-am să accept niciodată să mi se condiționeze accesul la o viață normală de către o hârtie, da, care s-a folosit pe vremea nazismului. Ăsta e adevărul. Mi-este dor de teatru, mi-este dor de tot ceea ce înseamnă acești artiști minunați care au fost nevoiți să renunțe la a mai juca teatru normal cu oameni în sală, pentru că toată această energie o iei de la oameni, te încarci. E păcat că și sper să nu se piardă, sper să revenim odată și odată și poate ar trebui să iasă un pic mai în față și să ceară normalitate. Asta aștept de la artiști. Nu, îmi joc propriul rol care este al adevărului. E cel mai greu. Mergem mai departe. Încă din prima zi a mandatului noastră de senator, ați transmis live pe Facebook tot ce se întâmpla în plenul Senatului. Ați luat chiar și tavanul, iar despre colegii senatori ați declarat, vă citez, dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei, s-a înșelat. Eu am venit în groapa cu hiene. Urmează întrebarea. Ce rol jucați în groapa cu hiene din Parlamentul României? Păi cred că ar trebui să întrebați hienele, care văd că au cam luat-o la fugă și dintr-o frustrare și o incalificabilă stare de spaimă, pentru că sunt înspăimântați de acest adevăr, de tot ce înseamnă devoalarea a ceea ce se întâmplă acolo. Știți cum sunt? Ei sunt ca într-o castă. O castă tabu, nu se știe nimic de ei. Am venit și mi s-a părut corect să arăt oamenilor ceea ce se întâmplă acolo. Era normal să le arăt tavanul, pentru că totuși este a doua cea mai mare clădire din lume după Pentagon. Este totuși o creație extraordinară a românilor, indiferent de ceea ce se spune. Tot ceea ce este acolo este românesc, este muncă românească, este sacrificiu. Au murit foarte mulți oameni. Da. Și foarte puțini au avut acces acolo, pentru că unii nu știu că se vizitează, iar alții nu își permit să vină să viziteze și mi s-a părut corect să vadă. Iar românii plătesc din taxele și impozitele lor, indemnizațiile noastre, plus tot ceea ce consumă Casa Poporului, este Casa Poporului și mi se pare corect ca de acolo să se facă transmisii. Cred că pentru ei sunt cea mai mare pacoste. Bine, mergem mai departe. Aceste transmisiuni live pe Facebook fac parte din viața dumneavoastră. Fie că vorbim de evenimente politice, ședințe în plen, scandaluri scate la meeting-uri sau pe coridoarele Parlamentului, dumneavoastră sunteți cu telefonul în mână și filmați. Anul trecut, pentru că ați încălcat regulamentul Facebook, pagina noastră a fost blocată pentru 30 de zile. Ați reacționat spunând, doar eu și Trump mai suntem blocați de Facebook, pentru atitudinile noastre. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de râci curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea. Am să dau Facebook în judecată. Recent, reprezentanții Facebook au anunțat că s-ar putea retrage din Europa dacă țările Uniunii Europene nu își schimbă legislația privind transferul de date. Aș vrea să știu ce impact ar putea avea o astfel de decizie asupra vieții dumneavoastră? Urmează întrebarea. Ar mai exista Diana Șoșoacă fără Facebook? Păi având în vedere că în ultimul an cred că am avut peste 9 blocaje ale Facebook, deci eu sunt liberă vreo 3-4 zile, după care gata, mi se închide pagina. Nu știu ce impact ar avea, pentru că oricum sunt interzisă la televiziuni, sunt interzisă pe Facebook, sunt interzisă peste tot. Monica, sunteți interzisă la televiziune? Interzisă, este interzis, inclusiv CNA-ul, dacă o să urmăriți ședințele lor, o să vedeți cum reputatul domn Toma, care pe vremuri avea o melodie în care scria jos cenzura,
da? Cântau jos cenzura, acum aplică cenzura încălcând Constituția României, care spune că cenzura de orice fel este interzisă. Sunt filmări, mi le-au trimis mulți ziariști, o să acum formulez o plângere penală, atâta știu, atâta fac. Îi dau în judecată, pentru că ceea ce fac ei se numește cenzură, totuși românii nu au murit la Revoluție ca să avem o țară în care cenzura să fie pe primul loc, iar eu oricum sunt peste tot în țară, eu sunt în teren. Asta deranjează cel mai mult, pentru că eu mă întâlnesc cu oamenii, există acea chimie, eu știu ce se întâmplă în țară. Ei acolo habar nu au. Când vii și le spui că sunt oameni care plâng ca 800 de lei pensie pe lună și nu pot trăi, iar ei îți strigă din spate mincinoaso, vi se pare că avem un parlament care este conștient de problemele societății în care trăim? Habar nu au ce se întâmplă. Și avem un prim-ministru care a spus că nu știe cât costă o pâine pentru că dânsul nu consumă pâine. Vot erat demonstrandul. Pare rău. Deci nu m-ar afecta. Nu cred că m-ar afecta, pentru că eu sunt tot timpul peste tot, în toată țara. Ați văzut și acum la telefon, mă sunau, aveau nevoie de ajutor. Mulțumesc. Presa a scris că mama dumneavoastră, Alice Florescu Bliotu, este membră a masoneriei și este pasionată de ezoterism. În 2012 a apărut într-un reportaj purtând însemne de maestru în Marea Lojă Națională Română 1880, condusă pe atunci de generalul în rezervă Constantin Săvoiu. Acesta a devenit ulterior președintele organizației Alianță Lege și Ordine, în care mama noastră a fost în 2012 vicepreședinte. Un an mai târziu, organizația s-a constituit ca partid, același Constantin Savoiu a spus, citez: Alianța Lege și Ordine este un partid în care sunt ofițeri, colonei și generali, oameni care au jurat credință să servească patria. Despre această alianță nu s-a mai auzit nimic în ultimii ani, în schimb a apărut un alt partid catalogat drept al rezerviștilor, și anume Partidul Neamul Românesc. Presa a scris că tocmai relațiile mamei cu rezerviști din serviciile secrete și din armată v-au asigurat intrarea în politică, pentru că aceștia, grupați în Partidul Neamul Românesc, v-ar fi asigurat un loc pe listele AUR la Iași. Vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea. V-au deschis relațiile mamei ușile în politică? De sincer, e prima oară când aud această chestie, această legătură. Sunt informații care apar în presă. Da, dar e prima oară când le aud eu. Despre masonerie, șorțulețele, nu? Hai să fim serioși. Masoneria regulată, da, cea adevărată, nu primește femei. Este una dintre cele mai misogine organizații de care a auzit lumea. Restul ce vedeți dumneavoastră, masoneria iregulată, mai mult decât că văd că se întâlnesc la o cafea, eu nu i-am văzut. Să port șorțulețe și să discut o cafea și stau să mă întreb ce au reușit. Pentru că masoneria adevărată era un Alexandru Iancuza, un Cogălnicianu, cei care au pus bazele statului român. Ceea ce vedem noi acum, după ordonanța de urgență, mi se pare că este dată de guvern cu privire la masonerie, ei sunt organizați ca un fel de ONG, din câte am înțeles. Deci un ONG e un ONG, nu e masonerie. Masoneria e tabu, nu o vezi la televizor. Acum, trecând la partea asta, eu nu știu ce legătură am eu cu neamul românesc, pentru că eu nu am venit pe listele neamului românesc. Eu fac parte din rețeaua profesioniștilor care a fost înființată de an și an de domnul profesor Florian Colceaga, antrenorul de genii, și eram pe aceeași listă cu domnul Vinereanu, cu domnul Alexandru Stănilă, marele inventator, cu Iulian Horneț. Domnul Florian Colceag a vrut să meargă la neamul românesc, însă aceștia nu erau pregătiți pentru alegeri, au spus că sunt pregătiți în 2024 și m-am trezit cu ei la AUR, ceea ce mie nu mi-a convenit, dar aici mi-ar mai trebui... Nu mai dau timp. Bun, pentru că noi aveam o problemă cu partidul AUR, n-au făcut absolut nimic în 2020, eu eram în civic și aveam acțiunile mele cu notificări, memorii, cu mișcarea elevilor din România care
care avea 300.000 de membri și s-a format în spatele meu, drept pentru care prin sutele de mii de mail-uri trimise către Parlament am blocat activitatea Parlamentului, asta puțină lume știe, și Comisia Juridică a Senatului ne-a chemat în luna mai pe mine și pe Mișcarea Elevilor din România să negociem examenul de bacalaureat și ăsta de a opta, cum se numește, capacitatea, da, evaluarea națională, astfel încât să aibă acces toți elevii. Deci nu știu de unde e această legătură. A, că Deamul Românesc a vrut ca eu să intru în partidul lor, e cu totul întrebarea altceva. Întrebarea mea a fost dacă relațiile mamei v-au deschis ușile în politică. Nu. În primul rând, în politică eu am o viață foarte grea și mi-ar fi plăcut să am și eu niște relații astfel încât să nu fiu bătută în Senat, să n-am dosare discutăm penale, să... Suntem da, abia la început. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe cu prima întrebare roșie. În toamna anului 2020 ați atras atenția mass media după ce ați contestat vehement restricțiile impuse în timpul pelerinajului la moaștele Sfintei Parascheva. Apoi ați făcut o nouă demonstrație de forță și la pelerinajul organizat la peștera Sfântul Andrei. Atunci, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a dat în judecată autoritățile din Constanța cerând ridicarea restricțiilor, iar dumneavoastră ați fost avocat. Ați pierdut procesul, dar jandarmii nu au aplicat restricțiile, așa că toată lumea a putut participa la pelerinaj. Dumneavoastră ați declarat, și dacă ne-ar fi oprit, o luam pe câmp și tot ajungeam la Sfântul Andrei, Doamne ajută. În presă s-a scris că toate aceste acțiuni ar fi de fapt parte a unei strategii electorale făcute pentru a câștiga acest capital politic. Urmează întrebarea roșie. V-au dus scandalurile în Parlamentul României? Scandalurile nu le-am provocat eu. Scandalurile au fost provocate în primul rând de presă și de de partidele politice. De fapt, cred că mai mult sunt serviciile secrete din partide, da? Care nu aveau nevoie de adevărați patrioți în Parlamentul României. Sinceră să fiu, mă și mir, pentru că la cât m-au furat în Iași, la voturi, au rămas siderați și cei din AUR, că am intrat nu prin redistribuire, ci direct ca senator al României, am avut peste în jur de 14%. Dar, când am fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva, în primul rând, nu eram băgată în politică. Nici nu mă gândeam la politică. Da? Era cu mult înainte și vă spun de ce am acționat așa. Era ultimul bastion, bastionul credinței. Dacă ți-l ia pe Dumnezeu, dacă ți-a credința, dacă ți-a speranța, ce-ți mai rămâne? Eu nu vreau să priviți cu ochii de acum al unor oameni care avem deja libertate, mult mai multă decât în multe alte state din lume. Ci priviți la momentul acela când avusesem 2 luni de stare de urgență în care oamenii au fost amendați cu 20.000 de lei pentru că ieșeau să-și cumpere o pâine, în care oamenii erau încătușați pentru că nu purtau mască, pentru că aveam amenzi peste amenzi când ieșeam în stradă, da? Și atunci, cum să nu reacționezi când dreptul la credință este un drept absolut? Știți că sunt bătrâni care au 300 de lei pensie și își pun în fiecare lună câte 10 lei deoparte ca să aibă de drum să vină la Sfânta Cuvioasă Parascheva și acea atingere a mâinilor Sfintei Cuvioase Parascheva înseamnă speranța lor că vor mai trăi un an sănătoși și fericiți cu familia lor? Pentru asta am luptat. Mergem mai departe. Mulțumesc. Pe 10 februarie 2021, la nici 2 luni de la intrarea în Parlament, ați fost exclusă din grupul parlamentar. Recent, Claudiu Târziu, copreședintele AUR, a explicat de ce ați fost îndepărtată din partid, spunând așa: ea făcea imagine doar pentru sine și făcea o imagine proastă partidului. Dumneavoastră însă ați spus că motivul excluderii din grupul AUR ar fi fost banii. Vă citez. Totul a pornit de la bani, pentru că ideologie la AUR nu există. Cei din conducerea AUR cer jumătate din cei 28.000 de lei dați pentru cheltuielile senatorului. Eu nu am dat bani. Presa a scris că, de fapt, adevăratele motive ale excluderii dumneavoastră ar fi faptul că dumneavoastră l-ați eclipsa pe George Simion. Și că amândoi
vă doreați să fiți candidatul AUR la președinția României. Urmează întrebarea. Are de ce să-i fie frică lui George Simion de Diana Șoșoacă? Oricărui bărbat din România ar trebui să-i fie frică de Diana Șoșoacă, așa cum multora le e frică de Denis Rifai, nu? Cred că împreună am putea conduce foarte bine România, noi amândouă. Noastră ce funcție și mie ce funcție mi-a fi. Domne, având în vedere că vor fi alegeri, dacă vor mai fi alegeri, putem eu președinte, dumneavoastră prim-ministru sau dumneavoastră președinte, eu prim-ministru. Bun, deci facem să mulțumim pe toată lumea. Am înțeles. Deci, în primul rând, domnul Târziu este un ilustru necunoscut, să fim serioși. Văd că imaginea mea ea a fost foarte bună în campanie electorală, pentru că nu l-am văzut niciodată în campanie electorală. E ok, așa e în politică, te folosești de oameni ca să poți să ajungi pe un scaun. Dar mai rău e cum te pui în fața lui Dumnezeu când ți se judecă astfel de fapte și pe urmă mai și pone greș pe ăla care te-a adus în Parlament, fără de care nu cred că ar fi ajuns vreodată acolo AUR, sincer să fiu, pentru că n-au avut nicio acțiune pentru poporul român în 2020. Să fim serioși. Stăteau și doar pentru a spune că Basarabia e România, nu asta era problema României în 2020, când poporul român, apropo de raportul avocatului poporului per 2020, a fost cel mai abuzat și restricționat popor din toată Uniunea Europeană. Noi acolo am lucrat. Eu acolo am lucrat pro bono pentru întregul popor român. Doi la mână, eu nu am fost exclusă doar pentru că au fost aceste probleme cu banii. Și aici, dacă o să mă lăsați un pic să vă detaliez, că sunt niște lucruri care nu s-au spus. Cu o săptămână înainte de a fi exclusă, am avut o întâlnire cu George Simion în bar la Cătălin Berenghi, în față cu Cătălin și cu soțul meu, în care mi-a spus că vă dau timp. El dorește să ajungă și va ajunge președintele României. Este foarte deranjat de faptul că toată lumea din teritoriu sună la mine și se plânge de tot ceea ce se întâmplă. Oamenii cereau congres și cereau ca eu să fiu aleasă președintele Partidului AUR. Eu am spus foarte clar că așa ceva nu voi face, nu este partidul meu. Eu am venit pe rețeaua profesioniștilor, am crezut că vom intra cu toții în partid, toți acești profesioniști, din păcate. Claudiu Târziu cu George Simion, care au avut aproape 5% în București, Ringo Dămureanu 3%+ în Craiova, au luat toate aceste procente ale domnului Florian Colceagă, Alexandru Stănilă, domnul Vinereanu, au avut toți în jur de 9%. Li s-au dat acestor oameni astfel că mari profesioniști ai României nu au mai avut acces în Parlament. Aceasta deci deranja... AUR v-a folosit, asta ar fi concluzia. Ne-a folosit pe toți, da. Rețeaua profesioniștilor a fost folosită de către AUR pentru a accede în Parlament. Nu mai am timp să vă dau, dar cu siguranță continuăm pe parcursul celorlalte întrebări. Am notat. Mergem mai departe. Presa a publicat capturi de pe pagina noastră oficială de Facebook, în care la începutul anului 2020, când au avut loc protestele Rezist, dumneavoastră criticați dur Biserica Ortodoxă Română, vă exprimați susținerea pentru USR și pentru Laura Codruța Kövesi. Jumătate de an mai târziu, în vara lui 2020, erați deja în AUR, aveați discursul schimbat radical, v-ați declarat împotriva USR și pro-biserică. Ați adus chiar în discuție o eventuală candidatură la următoarele alegeri prezidențiale. Analiștii politici care au studiat un astfel de scenariu spuneau, citesc din presa vremii, popularitatea Dianei Șoșoacă este peste a lui Iohannis. Principala bătălie se va da între Diana Șoșoacă și Laura Codruța Kövesi, iar Șoșoacă o va bate pe Kövesi la prezidențialele din 2024. Vreau să știu dacă v-ați dorit să fiți președintele României. Urmează întrebarea. Sunteți gata să vă luptați cu Laura Codruța Kövesi pentru președinția României? Nu cred că este vorba despre așa ceva. Nu cred că doamna Kövesi, la cât rău a putut să facă României, da? Are curajul să intre într-o campanie electorală pentru de fapt, la ce poți să te aștepți la orice de la această clasă politică.
Nu, nu este adevărat ceea ce a spus dumneavoastră. Au apărut niște... Sunt toate informațiile care sunt corect, în presă. Corect. Deci nu e adevărat ce ați văzut acolo. Nu știu ce spune de vara lui 2020. Eu nu eram în aur. Eu am intrat în aur în ultima zi de depunere a candidaturilor, care a fost în 2 octombrie, cred. Da? Pentru că m-a forțat domnul Florian Colceac și mi-a spus: tu nu vrei, dar noi vrem. Știți? Era invers. Nu dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Dacă eu nu vă vreau, voi mă vreți. Ceva de genul acesta. Nu mi-am dorit să ajung nici senator. V-am spus, am avut o discuție cu înalt preasfinția sa Teodosie și mi-a spus: ai îmbrăcat o haină foarte grea, este o haină a sacrificiului, ori accepți, ori dacă nu-ți va fi foarte greu, ori te retragi cu totul. Nu poți să te retragi dintr-o luptă, eu nu sunt genul care să mă retrag. Nu mi-am dorit și nu-mi doresc să ajung președintele României și cred că, nici nu cred că există șanse la felul în care se numesc președinții României din străinătate. La felul în care eu am ieșit la acest moment... Cine numește președintele în România? Puterile... Până acum i-au numit americanii, Uniunea Europeană. Cine? Serviciile secrete externe. Nu vedeți cum toți zboară înainte de alegeri către alte Acestea țări? Acestea sunt declarații politice. Există și dovezi pentru aceste cuvinte? Păi nu i-ați văzut cum aleargă toți încolo? E vreun președinte care a... Vă doriți să fiți președintele României? Vă mai dau puțin timp. Mi-aș dori să fiu președintele României mari, a unei românii care... Dar asta numai dacă nu există altcineva. Și totuși sunt persoane care sunt patriote, au experiență necesară, au vârsta necesară. Cine? De exemplu, eu l-aș vedea pe domnul profesor Florian Colceac. Președintele României. Da. Este foarte echilibrat, este un om care are o experiență Dar extraordinară. Dar veți candida în 2024? Nu știu dacă voi mai trăi până în 2024. Dar dacă veți trăi? Dacă voi trăi, vom vedea ce va vrea Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu m-a adus în Parlament, Bine. Sunt sigură că mă va duce acolo unde va dori Perfect. Dumnezeu. Perfect. Mergem cu o întrebare roșie. Din funcția de senator al României, ați criticat constant Uniunea Europeană, vă citez. În toți acești 15 ani de când suntem în UE, România a pierdut cel mai mult, iar românii noștri sunt discriminați în Uniunea Europeană. Surprinzător, în timp ce atacați Uniunea Europeană, vă arătați extrem de gentilă față de vecinii de la Est. V-ați grăbit să prezentați scuze ambasadei ruse, fără ca cineva să vă fi cerut acest lucru, după ce câțiva fruntași ai protestelor antirestricții au afișat în fața reprezentanței diplomatice ruse un banner pe care era scris Masacrul de la Fântâna Albă, vă citesc din nou. Suntem inculți din punct de vedere juridic și diplomatic. Să fiu eu singurul senator care să își ceară iertare, scuze pentru un anumit comportament injurios? Acum, o să lămurim acest subiect. Eu trebuie să reamintesc telespectatorilor că în ceea ce este numit masacrul de la Fântâna Albă, românii din Bucovina de Nord care voiau să vină în România au fost masacrați de trupele rusești pe 1 aprilie 1941, chiar în ziua de Paște, conform unor estimări, numărul celor uciși ar depăși cifra de 3.000 de persoane. Ce-i? Urmează întrebarea roșie. Căutați sprijin rusesc? Doamne ferește, mă bucur că mi-ați menționat acest lucru, pentru că de mult am vrut să menționez ce a fost atunci. N-are nicio legătură cu protestul de la, din fața ambasadei Rusiei pentru masacrul de la Fântâna Albă. A avut legătură cu două persoane care au ajuns în fața ambasadei Rusiei și au început să facă gesturi obscene și să înjure inimaginabil, da, pe toți cei de acolo din ambasadă. Având în vedere că Senatul României se ocupă de politica externă a Parlamentului, era normal ca acest comportament delinvent, care nu are nicio legătură cu acel banner și cu acea demonstrație a oamenilor. A fost o chestie de manipulare mediatică și mai ales al unor persoane care au încercat să devieze toate protestele civice și să și le
aroge să le confiște. Nu are nicio legătură. Eu am avut cu cele două persoane, da, mi-a fost adus la cunoștință acest lucru, care au făcut niște gesturi obscene în fața ambasadei Rusiei și care au adresat injurii pe care eu nu pot să le reproduc aici întregului personal al ambasadei. Ori acest lucru trebuia imediat sancționat de către Ministerul Afacerilor Externe și de către reprezentantul Senatului României. Atenție! S-au folosit de acest protest al celor cu masacru ca să poată să dea în ambasada Rusiei. Și apropo, niciodată nu am fost foarte drăguță cu cei cu rușii. De unde a reieșit acest lucru? Pentru că am fost odată invitată la ambasada Rusiei. Sunteți foarte promovată pe site-urile de propagandă rusești. Da, mă bucur că mă mai promovează cineva. Nu am nicio legătură cu ambasada Rusiei și mă întreb, cei care se duc la ambasada Olandei și sunt invitați, deși Olanda nu dorește din cauza ei, nu intrăm în spațiul Schengen, da? Și vrea să ne ia portul de la Constanța, nu ar trebui să-i aveți în vizor? Cei care se duc la ambasada Franței, da? Și avem atâtea probleme cu toate bogățiile țării luate de francezi, cei care se duc în Austria și ne-au furat absolut tot. Da, tocmai de-aia vă spun. Am fost invitată, m-am dus. Bun. Dacă când o să mă invite la orice altă ambasadă, mă duc. Da? Este simplu. Dar nu este adevărat ce scrie acolo. Bine. Din contră. Mergem mai departe. În decembrie 2020, imediat după ce a devenit senator de Iași, presa a remarcat o schimbare interesantă la imaginea dumneavoastră. Ați apărut la un post de televiziune din București, citesc dintr-un articol, coafată și fardată. Ba mai mult, Diana Șoșoacă a adoptat un stil de coafură preferat de celebra Viorica Dăncilă, o altă blondă a politicii românești. Vreau să știu ce credeți dumneavoastră despre poziția pe care o ocupă femeile în politică. Acesta este un subiect foarte sensibil. Urmează întrebarea. Ce femeie din politică admirați? Mi-a plăcut Mona Musca, pentru care am un deosebit respect și îmi pare foarte rău că n-a avut rezistența pe care o am eu și s-a retras. Ar fi fost nevoie de Mona Musca. Într-un guvern, Diana Șoșoacă? Nu cred că s-ar mai întoarce. Din câte am înțeles, m-am interesat, dar nu cred că s-ar mai întoarce, din păcate. Din păcate, deci presupun că vreți să fiu la fel de francă pe cum sunt de obicei, da? Da? Din păcate, în politica românească, foarte multe femei fac de rușine sexul feminin. Sunt promovate numai pe modul în care sar dintr-un pat într-altul, ca să fim serioși, și ajung la un moment dat în niște funcții, nu au pic de experiență în spate, uitați-vă cum stau 3-4 legislatori în Parlament, foarte puține femei au în spate o carieră într-adevăr și au cunoștințe temeinice, au fost promovate în general femeile care nu au mai nimic de spus și care primesc hârtiuțe pe care le repetă în fața televiziunilor, gen cedăm suveranitatea României pentru că este unul din principiile pe care ni le impune Uniunea Europeană, cu ceea ce eu nu voi fi niciodată de acord. Deci am spus-o clar, peste cadavrul meu și al celor care luptă pentru România, se va ceda suveranitatea României și aici Constituția României intransigentă. Prevede așa ceva. Da, dar uitați-vă că în fapt... suveran. Da, în Constituție. Atâta timp cât Curtea Constituțională anulează, da? Declară neconstituționale o serie de legi, iar ei, asta e, tot timpul sunt cu tic-tac-ul, iar ei merg înainte și încalcă Constituția României și spun că cedează și cedează suveranitatea României, cât mai înseamnă Constituția României. Din păcate, femeile au cam făcut de râs. Da. Timp. V-ați născut în București pe 13 noiembrie 1975. Iar când aveați doar un an, părinții dumneavoastră au divorțat.
chiar dacă ați rămas în grija mamei, cei care v-au crescut, de fapt, au fost bunicii materni. Vă citez. Bunica mea, Dona, este mama care m-a crescut. M-a înzestrat, mi-a fost alături necondiționat. Este cea care m-a învățat ce înseamnă să lupți și să învingi și cea care m-a învățat că totul este posibil. Bunica a ajuns să ocupe un rol atât de important în viața noastră, poate și pentru că mama dumneavoastră, fiind medic primar de obstetrică, ginecologie și un medic foarte apreciat, își petrecea mai tot timpul la Spitalul Clinic Colentina. Vreau să știu cât de rar o vedeați pe mama în copilărie. Urmează întrebarea. V-ați fi dorit ca mama să fie mai prezentă în viața dumneavoastră? Da. M-ați emoționat, pentru că atunci când bunica mea a murit, a luat jumătate din sufletul meu. A fost omul pe care l-am iubit cel mai mult. Mă uitam că e întrebarea 13 mă urmează peste tot, e data mea. Este cel mai frumos, mai cald și mai iubitor om pe care l-am întâlnit în viața mea. Un om care m-a învățat să iubesc oamenii și să-i ajut pe cei care nu au avut norocul să aibă o situație ca a mea, deși nu sunt un om bogat, dar sunt un om totuși care are un trai decent, ceea ce mi-aș dori să aibă întreaga populația României. Mama mea, ca orice medic bun, da, era mai tot timpul la spital. Stăteam și mă uitam pe pozele ei când mi-era dor de ea și mi-era mereu, sau mă duceam cu ea în gardă. Și stăteam foarte multe gărzi și am asistat și la operații, am asistat la foarte multe lucruri. Să știți că mama mea este un om deosebit și mă doare când văd că în presă se scriu lucruri neadevărate și față de ea, pentru că este omul care, poate puțină lume știa, a lucrat cu Ana Aslan. Datorită acestei colaborări, mama mea are niște tratamente care sunt revoluționare, sunt unice la nivel mondial, astfel că a putut să trateze infertilitatea fără să fie nevoie să ajungă la tehnologie in vitro, combinând tratamentele medicamentoase cu cele naturiste și cu cele pe care Ana Aslan le folosea. Mama mea este un om care a adus pe lume peste 4.000 de copii. Da? Și este omul care a salvat de la moarte foarte multe femei, care a făcut cuplurile să fie fertile. Și mă mândresc cu mama mea. Mulțumesc. Mama locuiește acum în Franța și este căsătorită cu un cetățean francez. Este la cea de-a treia căsnicie, la fel și dumneavoastră. Nu știm dacă ați imitat-o sau nu, dar ați spus așa. Mama mi se părea Ioana Darc și o copiam ori de câte ori era nevoie. La capitolul sfaturi, unele dintre cele mai importante pe care vi le-a dat mama au fost, o citez, nu te baza pe frumusețe. După 5 minute de privit, trebuie să și vorbești. Fă-ți o profesie sigură pe care să o iubești și fii printre cei mai buni. Să fii stăpână pe tine, să nu depinzi niciodată de nimeni, cu atât mai puțin de un bărbat, pentru că te va sclaviza. Aș vrea să-mi spuneți cum vedeți situația femeilor în societatea actuală. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată sclava unui bărbat? Doamne ferește, nu m-aș vedea vreodată în această situație, nu. Nu. În schimb, am văzut femei sclave ale bărbaților și în profesia mea, pentru că eu m-am ocupat foarte mult de dreptul familiei. În 2019 am și primit un premiu Lady Lawyer în dreptul familiei. De-aia vă spun că îmi sunt foarte recunoscătoare femeile care mi-au fost cliente. Am stat alături de ele nopțile în care erau părăsite de bărbați după ce erau bătute, maltratate, după ce le erau maltratați copiii. Sunt omul care suna imediat la 112 și mă duceam cu poliția acolo, acasă, să le salvez. Nu am să înțeleg, e foarte greu, de fapt este o problemă a copilăriei femeii. Suntem învățate
Femeile din România sunt învățate, știți cum e, femeia română cu plasa în mână, femeia română în poziția ghiocel, femeia română, cea care ține absolut toată casa pe umeri ei, femeia română care nu trebuie să crâcnească în fața bărbatului, asta este educația celor mai multe dintre femei. Și avem unul dintre cele mai mari abuzuri ale femei din Europa. Unul dintre cele mai mari abuzuri ale copiilor din Europa. Stăm foarte prost la acest capitol și cred că un pic mai multă educație nu ar strica și mai multă îmbărbătare. Ne trebuie foarte multe psihoterapeute sau psihoterapeuți care să învețe femeile să fie un pic mai încrezătoare în ele și să înțeleagă că Dumnezeu le-a făcut libere, independente, verticale și demne. Mulțumesc, continuăm. Ați fost o fire mai băiețoasă în copilărie, vă citesc. Băieții nu prea îndrăzneau să scoată capul în fața mea. Cu toate acestea, ați spus că nu veți uita niciodată prima declarație de dragoste care v-a fost făcută la grădiniță. Ați povestit așa. La început de primăvară, mă trezesc că un coleg îmi întinde un ghiocel plăpând și îmi spune că mă iubește. Era Cătălin Prunariu, fiul singurului nostru cosmonaut, Dumitru Prunariu. Mi-a dăruit și niște bomboane cu baneze cu rom. Chestia asta m-a cucerit. Ați dezvăluit că ați avut mai mulți admiratori și la liceu, care vă lăsau pe bancă flori, mărțișoare sau cutii cu bomboane. Urmează întrebarea. Cum cucerește Diana Șoșoacă bărbații? Habar n-am. Acolo e o inexactitate, mă rog, au îmbrobodit-o ei așa în presă. Nu, mi-a dat niște... Deci când plecam de la grădiniță cu Cătălin și cu mama lui și cu mama sau cu bunica, el tot timpul venea lângă mine și îmi dădea niște bomboane mentolate, gen cubaneze, mă rog, și îmi spunea, mi le-a adus tata din cosmos. Și eu eram foarte fericită că eu am bomboane din cosmos. Ok. Habar n-am, nu știu, nu m-am gândit niciodată să cuceresc pe cineva. Asta sunt și e cam greu cu mine. Nu știu, cred că ar trebui să-l întrebați pe soțul meu cum l-am cucerit, că era de 9 ani burlac. Și a trebuit să mă întâlnească. Norocul lui, ghinionul lui. Spuneți aici niște calități, așa. Cum îi cuceriți? Uite, vorbesc mult și privesc direct în ochi. Și asta nu inhibă? Habar n-am, nu știu. Probabil cine este inhibat, pleacă. Cine se uită în ochii mei și vrea să mă cunoască, rămâne. Oricum nu mă mai interesează, că eu sunt cu soțul meu și nu mă mai interesează. Bine. Mă împlinește, este jumătatea mea și mulțumesc lui Dumnezeu că l-am întâlnit. Bine. Rămânem aici, la acest subiect. Sunteți la a treia căsătorie, iar eșecul fostelor mariaje le-ați pus pe seama caracterului dumneavoastră autoritar. În ceea ce îl privește pe actualul dumneavoastră soț, Dumitru Silvestru Șoșoacă, ați povestit că a fost dragoste la prima vedere. Acum, soțul dumneavoastră vă însoțește peste tot și vă este alături în toate demersurile. Vă citez. Își mai face griji, însă s-a obișnuit cu amazoana lui și știe că orice s-ar întâmpla, eu voi cădea în picioare. Am văzut că vă amuză glumele care se fac pe seama dumneavoastră, vă citesc din nou. Era o glumă la care am râs foarte mult, zicea cineva pe internet că atunci când îi este foarte greu, se gândește totuși că Diana Șoșoacă are un soț. Vreau să-mi spuneți... Da, corect. Vreau să-mi spuneți dacă Silvestru Șoșoacă este marea iubire a vieții dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce fel de soție este Diana Șoșoacă? Aoleu, cred că aș dori toți bărbații o soție ca mine, că nu prea stau pe acasă și ar sta foarte liniștiți, numai că văd că Silviu o caută cu lumânarea, el stă tot timpul lângă mine. Da, este cea mai mare iubire a vieții mele. Probabil că, așa spun prietenii noștri, că noi avem cel mai frumos copil de crescut, România. Ne-am cunoscut exact într-o luptă din asta pentru România, pentru apărarea tot ceea ce a mai rămas românesc. Și el, cum să zic, i-au închis vreo 3-4 site-uri în care vorbea despre lupta pentru recucerirea suveranității României, pentru că este o luptă în care România și-a cam pierdut suveranitatea.
Mai avem totuși o șansă și vă spun. Am întrebat ce fel de soție sunteți. Nu sunt, adică, na, ce să zic, pe vremuri mai și găteam. Acum, când gătesc, e sărbătoare. Deschide o șampanie ca găti nevastă sa. Na, ce să spun mai mult de atât. Dar, cum să zic, sunt liniștită, vorbește el acasă, ca eu să pot să compensez în public. Ține seama de ce vă spune? Da, obligatoriu, e oltean, nu poți să nu ții seama. Adică... Bine, și cum v-a cucerit? Ce v-a plăcut la el? Inteligența, sclipirea, impetuozitatea, curajul de a spune lucrurilor pe nume, verticalitatea și foarte multe cunoștințe de istorie. Extraordinar, foarte citit. M-a cucerit cu inteligența, evident. Bine. Nu mai avem 15 ani să ne cucerim cu frumusețea. Frumusețea este interioară, mentală. Bine. În declarația de avere din 2020, aveați trecut 2 apartamente, o casă de vacanță, 4 terenuri, o mașină și câteva obiecte de artă. Aveați în conturi 21.000 de euro și 47.000 de lei. Soțul dumneavoastră, de profesie chimist, a lucrat 18 ani inginer la combinatul Olchim, dar a demisionat pentru a vă fi permanent alături. În 2021, presa a scris că el avea un salariu de doar 28.000 de lei pe an de la o firmă de consultanță în afaceri. În schimb, dumneavoastră ați spus că veniturile anuale obținute din activitatea de avocat erau de cel puțin 250.000 de lei pe an, adică de aproape 9 ori mai mult decât salariul soțului dumneavoastră, și aici am un subiect sensibil. Urmează întrebarea. Îl complexați pe soțul dumneavoastră? Deloc, pentru că ne ajutăm reciproc. A lucrat mereu cu mine în avocatură. Este un tip, cred că dacă n-ar fi făcut chimie și ar fi făcut dreptul de la început, ar fi fost un foarte bun procuror. Extraordinar procuror, cred că ar fi fost. Deci știe să pună întrebări. Foarte bine și este foarte incisiv. E un tip foarte deștept. Da, uite, bine că mi-ați adus aminte câți bani am avut, că dacă o să depun acum noua declarație, nu mai am niciun ban pus deoparte. Am fost executată silit, inclusiv pe amenzile pe care eu ne-am anulat în instanță. Ca să, da? Deci un abuz inimaginabil. Vorbim, să știți. Și mi-aduc aminte de ceea ce mi-a spus un domn pe Facebook. Doamna Șoșoacă, nu sunt un fan al dumneavoastră, dar sincer să fiu, cred că veți fi primul politician din istoria României care va ieși din politică mai sărac decât a intrat. Iar vestita mea casă de vacanță este o căbănuță din lemn, neizolat, cum le vedeți pe acelea unde se fac Kürtoșcolac, da? Care are 30 de metri pătrați, din care 6 metri e veranda, un 20 de metri, în care am, cum să zic eu, căsuță de grădină, în care mi-am petrecut weekendurile în care voiam să mă relaxez după ce veneam din toate călătoriile mele prin țară pentru apărarea drepturilor clienților mei. Mulțumesc! Cu o întrebare roșie mergem. În decembrie anul trecut, ați acceptat să acordați un interviu unei echipe de jurnaliști italieni. V-ați arătat nemulțumită de felul în care a debutat discuția, iar din acel moment lucrurile au degenerat. Ziariștii au vrut să plece, dumneavoastră ați încuiat ușa și ați acuzat că ar fi intrat fără permisiune în cabinetul dumneavoastră. Ați sunat la 112 și le-ați cerut jurnaliștilor să șteargă toate imaginile filmate. Când au ajuns polițiștii, soțul dumneavoastră l-a agresat pe unul dintre ei și a mușcat-o de mână pe jurnalista italiană. Echipa din Italia a fost dusă la secție și eliberată după 8 ore la intervenția ambasadorului Italiei. După incident, presa a notat că au fost deschise 2 dosare penale, unul în baza plângerii dumneavoastră, altul în baza plângerii echipei de jurnaliști străini. Aș vrea să lămurim acest subiect, să-mi spuneți ce v-a deranjat la interviul cu jurnalista italiană și de ce anume v-ați temut. Urmează întrebarea roșie. Ați vrut să puneți pumnul în gura presei internaționale?
Doamne ferește, cred că presa internațională a vrut să îmi pună pumnul în gură, pentru că una dintre întrebările pe care voiau să mi le adreseze era de ce am purtat botniță în Parlamentul României. Asta i-a deranjat foarte mult pe italieni. Eu sunt foarte cunoscută în Italia și datorită apartenenței mele la Organizația Mondială pentru Viață, condusă de magistratul Angelo Giorgiani, cel care a pus pe butuci mafia calabreză. Eu sunt secretar general al Organizației Mondiale pentru Viață în România și reprezentantul tuturor parlamentarilor la nivel european din organizație. Nu știu ce a fost în capul lor, sincer, de cei doi nu știam absolut nimic, n-au vrut să se prezinte, mai mult mi-au umblat prin tot biroul fără să aibă acordul meu. Nu erați încep... acolo? Eram acolo, cum, pentru unul a rămas pe hol. Unul a rămas pe hol și l-a surprins soțul meu când intra în cealaltă cameră în care e locul în care stau eu, nu intră nimeni. Acolo sunt actele mele, acolo sunt dosarele mele. A deschis ușa și a vrut să intre și l-a oprit. Filmau totul pe ascuns, nu începuse interviul, nu a fost niciodată închisă ușa. Nu aveam cum, pentru că nu erau nici chei și doi la mână. Eu am un fel de a deschide o sferă care doar dai un pic de ea și s-a deschis ușa. Niciodată nu închid ușa la birou, pentru că m-am obișnuit în general... Eram singură și era un mijloc în care, dacă mi se întâmpla ceva, să pot să ies urgent. Nu, ei au refuzat să mai ia interviul pentru că i-am spus că îl voi da în limba română și doamna nu a fost de acord și am spus, vedeți că eu știu și engleză și italiană, dacă veți greși, vă voi întrerupe. Deci sunt un șir de mari minciuni aici, ca dovadă că... sunt, cum să zic, investigațiile, da, investigațiile sunt de mult mai mare anvergură. Din Italia mi s-a spus că trebuie să vină niște martori, pentru că acolo a fost o încercare mult mai complicată de denigrare a mea și nu le-a reușit. Și m-am întrebat ce a căutat o așa zisă jurnalistă care nu era de la Rai 1. Atenție, ea a vândut filmul către Rai 1, o jurnalistă care se ducea în teatrele de operațiuni și ce-a căutat, înainte să ajungă la mine, ea a fost la Deveselu și la Cincu. Adică ce suspectați? Suspectez foarte multe lucruri. Cine a trimis-o? Toți cei care sunt la acest moment disperați pentru ceea ce le-am făcut eu, pentru că sunt singurul politician care le-a făcut plângeri penale tuturor cu dovezi. Este pentru prima dată în istorie când, înainte de a fi politician, o mână de avocați, avocatul Căcescu, Medeleanu și cu mine, am formulat plângere penală, inclusiv împotriva președintelui României, a membrilor guvernului. E pentru prima dată în istorie când s-a întâmplat așa ceva. Suspectez foarte multe. O să se afle la un moment dat, dar tot ceea ce spune presa este o minciună. Rămânem aici. Senatorul USR Plus, Sergiu Cosmin Vlad, chestor al Senatului, v-a acuzat că l-ați agresat fizic. Îl citez. Diana Șoșoacă filma. Era în live când m-a prins de față și de nas. Mă gândesc să-i fac plângerea penală. Recent, după ce George Simion, copreședintele AUR, l-a bruscat pe ministrul energiei Virgil Popescu, au fost interzise gesturile agresive și violența verbală în Parlament. Deși mai mulți parlamentari v-au acuzat că i-ați atacat și intimidat, dumneavoastră ați spus mereu că, de fapt, dumneavoastră ați fost victima mai multor atacuri în Parlament. Vă citez. Îmi voi lua permis de portarmă și o să solicit pază non-stop dacă inclusiv în Parlamentul României ești bătut ca senator. Aș vrea să-mi spuneți de câte ori ați fost bătută în Parlament. Am fost lovită. Urmează întrebarea. Ați fost victimă sau agresor? Nu, am fost victimă întotdeauna. Gândiți-vă că am fost chemată la Comisia pentru Cercetarea pentru Comisia Juridică, scuze, pentru a se judeca exact sancțiunea mea, da? Că vezi, Doamne, nu știu ce am făcut în plen, că le-am întrerupt, dovadă la acest moment, Curtea de Apel București a anulat sancțiunea Senatului României, prin care mie mi s-au interzis să am exercitat atribuțiile ca senator în public, da? Și mă bucur că mai există justiție. Să mă chem la Comisia Juridică
și să-mi pui doi oameni de la biroul de afaceri interne în față, care să mă lovească la picioare, care să stea în față, apoi a intrat un senator care mi-a dat efectiv cu cotul aici în piept. Se vede pe filmare, i-am făcut plângere penală. De un an de zile nu anchetează nimeni nimic. Am înțeles că acum cer filmările. Au crezut că mă intimidează. Au crezut că, probabil și cu excluderea mea din aur, tot o treabă a serviciilor a fost ca să mă pună probabil la punct undeva într-un colț în care să nu mai vorbesc nimic. Eu mă bucur că am ieșit, că am fost exclusă din aur, pentru că dacă eu aș fi fost în aur, n-aș fi luat niciodată cuvântul. Acolo nu poți, exact ca în orice alt partid, numai cine vrea liderul de grup vorbește, nu oricine vorbește, iar eu trebuia să mă lupt. Eu știu când am, exact când a fost în discuție problema cu legea educației sexuale în școli, eu am vorbit cu Anca Dragu ca să-mi dea cuvântul, pentru că, virgulă, Claudiu Târziu nu a vrut să-mi dea cuvântul și Anca Dragu a spus că mă lasă un minut să discut pentru că e o problemă care privește copiii. De când copiii. Eu a spus lovită în Parlament? De cel puțin trei ori. De cel puțin trei ori. Iar domnul, cum ai să-l cheamă, Cosmin Vlad, păi dacă eu l-aș... aș fi pus mâna pe el și aș fi făcut ceva, acum nici nu mai era în viață. Pă bune, hai să fim serioși. Mergem cu o întrebare roșie. Ați spus de mai multe ori că se încearcă eliminarea dumneavoastră. A susținut că în timpul campaniei electorale ați fost la un pas de a fi otrăvită. Așa. Vă citez. Mi s-a spus să nu mai miros florile pe care le primesc. Eu nu sunt paranoică, dar mi s-a întâmplat de două ori să fiu în prag de a fi internată în acea perioadă cu niște simptome ce păreau a fi de otrăvire. După ce ați devenit senator, ați spus așa. 5 persoane diferite mi-au spus să fiu atentă, pentru că se pregătește infectarea mea și a familiei mele cu ceva ce ar semăna cu SARS-CoV-2, dar nu va fi SARS-CoV-2. Într-un alt caz, ați povestit că ați fost victima unei tentative de asasinat, vă citesc din nou. Eu cu fetița mea am fost răsturnate cu mașina într-un canal de beton pe o vreme ploioasă. Doamna senator, ne s-ați spus că nu aveți încredere în poliție. Nu. De aceea nu ați făcut niciodată plângere. Nu. Ca dovadă, toate plângerile făcute de mine stau pe birouri. Dar lipsa acestor plângeri au determinat presa să vă pună la îndoială afirmațiile. Vreau să lămurim subiectul. Urmează întrebarea roșie. Care a fost cea mai mare minciună pe care ați spus-o? N-am spus niciodată minciuni. Absolut niciodată. Eu nu mint. Numai că eu sunt avocat și eu, dacă nu am probe să demonstrez lucrurile astea, cum fac? Eu și cu fetița mea trebuiau să o audieze pe cea mică, da? Cum am fost răsturnate noi într-un canal pe o vreme cumplită. Cum pot eu să demonstrez a cui mașină era respectiva? Cine era? Cine era cel care ne-a împins în acel canal? Exact în ziua când soțul meu nu era cu noi, ajungea pe muntele Athos. Deci cum ne-au prins singure, cum așa a fost. Și într-adevăr, noroc că am niște medici extraordinari alături de mine, care de câte ori am avut probleme și eu și cei din familia mea au venit acasă și absolut toate intervențiile mele au fost făcute acasă. Niciunul n-a avut curajul să mă interneze în spital. Până și analizele mi se fac pe numele altor persoane. Mulțumesc. Mergem mai departe, tot cu o întrebare roșie. V-ați făcut un obicei din a vă face apariția la evenimentele cu potențial mediatic. De exemplu, la protestele de anul trecut din Valea Jiului, ați coborât în Mina Lupeni, unde 90 de mineri erau baricadați și protestau pentru că nu și-au primit salariile. Presa a scris că ați mers în mijlocul ortacilor însoțită de un bodyguard. Jurnaliștii au scris că acesta ar fi un cunoscut interlop condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a torturat un tânăr și l-a abandonat aproape mort. Urmează întrebarea roșie. Vă simțiți în siguranță păzită de interlopi? N-am fost niciodată păzită de nimeni. Și în niciun caz de interlopi. Doi la mână este o minciună ce spune presa. Niciodată nu m-am dus fără să fiu chemată.
în Valea Jiului și pot să demonstrez cu zecile de telefoane pe care le-am avut și mesaje, m-au chemat și mă chemaseră cu o zi înainte și nu am vrut să mă duc pentru că eu am avut, le-am spus în felul următor, eu nu pot să vin dacă oamenii aceia nu își doresc lucrul acesta și trebuie să vorbiți cu cei din subteran, pentru că eu vreau să vorbesc cu ei dacă vin, care sunt problemele lor, plus că eu aduc o rezolvare la situația voastră, ca dovadă că următoarea zi, deci de luni, eu am fost la Virgil Popescu împreună cu Cristi Terheș, cu domnul Iulian Horneț și cu încă doi consilieri pentru a rezolva situația minerilor, li s-a dat imediat, am fost și la doamna Turcan, li s-au dat banii imediat, dacă nu m-aș fi dus un s-ar fi dat banii aceia în veci, dar noi ne-am dus și cu o soluție care ar fi oprit România la acest moment să mai aibă această criză energetică și aceste prețuri. Din păcate nu se vrea, pentru că ei au o agendă pe care o îndeplinesc, dar niciodată nu m-am dus undeva fără să fiu chemată. Iar tot cel timpul care v-a însoțit la această... Nu m-a însoțit decât soțul meu și se poate verifica acest lucru. Eu în rest nu știu cine a fost în jurul meu. Știu că mi-a mai pus odată, mi se pare, la Antena 3 o întrebare de genul ăsta. Mi-au arătat și o poză. Nu cunosc persoana respectivă. Nu știu cine e. Erau foarte mulți în jurul meu. M-am trezit inclusiv cu... un deputat și un senator de la PSD lângă mine. N-am înțeles ce căutau acolo, eu n-am vorbit niciodată cu ei. Deci, doamna Intotero și cu... Bun, dacă vă simțiți în pericol, de ce nu vă angajați? Pentru că nu am bani să plătesc. Iar SPP-ul, dacă îl pun, înseamnă că nu sunt sănătoasă la cap. Adică am încercat, m-am gândit la un moment dat să solicit SPP-ul și mi s-a spus, dacă vrei să nu mai ai chiar niciun pic de intimitate și să se cunoască absolut tot ceea ce faci tu, angajează-i pe ei, pentru că ei sunt oamenii sistemului. Cei Bine. Mai mulți dintre ei. Și atunci am renunțat la acest lucru. Mulțumesc. Tot cu o întrebare roșie. Anul trecut, presa a scris că ați exploatat politic moartea actorului Bogdan Stanoevici. Deși medicii au spus că decesul a survenit din cauza complicațiilor pulmonare post-COVID, dumneavoastră a susținut că actorul ar fi luat o infecție nozocomială în spital și că nu a primit tratamentul corespunzător. Vă citez. Eu consider că este moarte suspectă. Solicit organelor de anchetă să intervină și să se facă autopsia pentru că se dorește incinerarea ca să nu mai poată fi găsită nicio dovadă. Mai mult, ați provocat scandal la înmormântare. V-ați luat la bătaie cu prietenii actorului. Sunt informații care apar în presă. Reamintesc telespectatorilor că procurorii au ajuns la concluzia că nu există nicio suspiciune privind moartea regretatului actor Bogdan Stanoevici. Vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea roșie. Faceți orice pentru imagine? Nu, era prieten, de cei mai buni prieteni ai mei, este prieten de familie, pentru mine este Bogdan. De când aveam eu 6 ani, 5 ani jumate, mi-a fost ca un tată Bogdan Stanoevici. A fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, am stat alături de el când a candidat la prezidențialele din România. Bogdan a fost omorât și știu foarte bine ce spun. Cum au fost omorâți mulți oameni. Aveți dovezi? Da, le-am depus la parchet. Din păcate, parchetul nu a vrut să facă o autopsie. În astfel de cazuri, când îți vine un senator și îți face un denunț, pentru că eu am fost la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că totuși era un fost demnitar, Bogdan Stanoevici, și candidat la alegeri, parchetul, după vreo săptămână de la moartea lui, mi-a trimis o ordonanță de clasare că nu ar fi dovezi. Păi dacă nu ai autopsie, exact ce a spus și domnul doctor Beliș, da? Cel mai mare medic de medicină legală din România, dacă nu ai făcut autopsie, de unde știi? Mai mult decât atât, există o doamnă doctor care a fost... Deci mutarea lui de la Pantelimon către ICC Iliescu mi s-a datorat. Și n-am să spun mai mult de atât. Mi s-a datorat, am crezut că pentru că la Pantelimon nu mai aveau ce să-i facă. La ICC Iliescu, el era, nu știu, la etajul 5-6, nu mai știu, un etaj superior, era o doamnă doctor care m-a contactat ulterior cu un caz exact ca al lui Bogdan.
Ea a reușit să-l ducă în străinătate, în Austria, pe pacientul său. A încercat să ia facă același tratament și lui Bogdan. S-a lovit de refuzul familiei lui Bogdan și al directorului spitalului, da? Bogdan murea în București plin de infecții nozocomiale, în timp ce pacientul ei trăiește și acum și i-a luat o lună să fie tratat de infecțiile nozocomiale cu care a venit de aici. Același diagnostic. Mulțumesc. Și mai avem o întrebare roșie. Eu zic să le facem pe toate roșii. La prima moțiune de cenzură împotriva guvernului Florin Câțu, i-ați adus premierului în funcție la acea vreme un sac negru pentru cadavre și ați spus așa: acesta este sacul în care au fost închiși oamenii care au murit în pandemia COVID și care au fost aruncați în gropi ca niște câini. O altă scenă șocantă a avut loc în decembrie 2021 la o ședință dedicată Zilei Constituției, când ați apărut la tribuna Parlamentului cu acea bodniță. Vă citez. Este o bodniță prin care Constituția, drepturile fundamentale au fost anulate de Parlament și de președinte. Presa a făcut speculații în legătură cu obiectul pe care l-ați purtat pe față. Unii au scris că era o bodniță veritabilă, alții că era improvizată dintr-un suport de baie pentru săpun. O să-mi spuneți dumneavoastră. Ziariștii italieni v-au asemănat chiar cu Hannibal Lecter. Aș vrea să știu de unde vă vin toate aceste idei. Urmează întrebarea roșie. V-a fost vreodată rușine de ce ați făcut? Mie? Nu credeți că ar trebui să le fie rușine celor care au făcut aceste crime? O să vă răspund cu privire la întrebarea de unde îmi vin atâtea idei, cum i-am răspuns și domnului Rafila când m-a întrebat că am întrebări în cascadă. Sunt un pic mai inteligentă decât alții. Trebuie să ai ceva cunoștințe de cultură generală, de istorie, ca să știi să faci aceste lucruri. Sunt totuși un veritabil avocat. Nu sunt de ieri de azi. Am totuși vreo 28 de ani de când tot merg prin instanțele din România și profesez această superbă profesie care a salvat România în acești 2 ani. Nu cred că mi-ar trebui să-mi fie rușine și n-am de ce. Eu chiar am salvat oameni, eu chiar am adus adevărul la suprafață. Cred că altora trebuie să le fie rușine de faptul că au putut gândi ca niște oameni decedați să fie aruncați goi în saci negri de plastic, după care aruncați în niște coșciuge și aruncați în gropi, fără să aibă parte de o slujbă religioasă, fără ca membrii familiei să fie aproape. Ia gândiți-vă câte mame au stat acasă că erau contact direct în timp ce copiii lor erau aruncați în gropi. Câți copii au stat în casă pentru că erau contact direct în timp ce părinții lor care i-au crescut erau aruncați goi în saci de plastic în niște gropi fără să fie nimeni alături de ei. Cred că asta ar trebui să ne marcheze. Iar bodnița aia aparține unui ziarist și activist civic de la Sibiu, Toru Apostol, care mi-a dat-o. Este o veritabilă bodniță, a aparținut câinelui său și i-a pus o bucată de cauciuc aici la nas, că nici l-am pus-o bine, că nu mă pricepeam, dar nu a fost nici de bătaie de joc nimica, pentru că nu am purtat-o tot discursul, am purtat-o la sfârșit, a fost un simbol care se pare că a deranjat foarte mult la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial, și se pare că de acolo mi se trage tot atacul cu goracii și tot atacul pe care îl am, mai ales cu anchetele penale abuzive împotriva mea. Bine, mulțumesc. Eu sper că am lămurit aceste subiecte foarte importante. Continuăm. La o emisiune de dezbatere politică, ați fost atenționată de mai multe ori că aveți un comportament nepoliticos față de ceilalți invitați. Când discuția din platou a degenerat, moderatorul s-a văzut nevoit să vă închidă microfonul. La pauza de publicitate, dumneavoastră ați părăsit platoul, acuzând că ați fost, vă citez, victima unui abuz psihoemoțional. Doamna senator, moderator trebuie să respecte și trebuie să acorde dreptul la cuvânt fiecărui invitat în parte, iar reglementările CNA
ne obligă să îi oprim pe invitații care folosesc atacul la persoană, care au un limbaj licențios sau care fac acuzații fără dovezi. Vreau să știu care sunt regulile pe care dumneavoastră le respectați. Urmează întrebarea. Jucați cartea victimizării când sunteți în dificultate? Vi se pare că sunt o victimă? Am fost vreodată, m-am victimizat eu vreodată? Eu v-am întrebat altceva. Păi da, nu. V-am niciodată. Dacă ați jucat sau dacă jucați. Nu am ce să joc. În faptul primul că rând, m-a tăiat un moderator microfonul. Dar nu mi-a tăiat microfonul, m-a întrerupt, a fost chiar obraznic, da. Și iar eu nu-i permit unui moderator de această factură să fie obraznic cu mine. Să învețe să se comporte, să învețe să respecte invitatul. Doi la mână, nici nu pot să stau când se spun minciuni și mi se adresează insulte, pentru că eu nu am insultat niciodată pe nimeni. Dați-mi exemplu de limbaj licențios pe care eu l-am avut în acea emisiune. Nu, eu doar v-am pus în vedere regulile generale pe care noi trebuie cu totul să le altceva. Deci nu, ei s-au supărat că i-am întrerupt atunci când spuneau minciuni. Având în vedere că erau 5 sau 6, care era clar, se vedea foarte clar că aveau ordin să mă atace non-stop, să mă jignească, faceți paralelă cu alți invitați. Să-mi lăsați să vorbească, să-mi lăsați să-și ducă ideile până la capăt, să-mi lăsați să spună orice, nu sunt atacați, întrebările lor sunt foarte soft, sunt îmbrăcate. Pe când apărea Diana Șoșoacă, întotdeauna exista cineva care trebuia să o jignească, care trebuia să ridice vocea la ea astfel încât eu să fiu nevoită să ridic vocea. Provocată. Întotdeauna am fost provocată, absolut întotdeauna am fost provocată. La aceste, vezi, doamne, televiziuni mainstream. Bine, și de ce dați curs acestor provocări? Păi nu trebuie să răspund minciunilor, pentru că altfel oamenii rămân, da, cu niște probleme pentru care nu au răspuns și uite, e nevoie după 2 ani de zile să vin la emisiunea noastră și să rezolv în 2 minute ceea ce aș fi putut să rezolv în platou într-o oră. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Mai avem lucru de lămurit. Cristian Tudor Popescu a lansat mai multe atacuri la adresa dumneavoastră. Îl citez. Doamna asta mă șoșochează, mă lasă fără replică. Asemenea, combinații de vulgaritate, agresivitate și prostie rar am văzut, poate niciodată. Cu altă ocazie, același Cristian Tudor Popescu v-a comparat cu Corneliu Vadim Tudor. Îl citez din nou. Am făcut un experiment. Am postat pe Facebook 2 videouri. Unul cu Vadim urlând, escroaca, pitica nenorocită. Și alături am pus un video al Dianei Șoșoacă despre bestiile dracului, nenorociților și așa mai departe. Doamna apare ca o caricatură a unei caricaturi a lui Vadim. Urmează întrebarea. Îl copiați pe Corneliu Vadim Tudor? Corneliu Vadim Tudor este unic și va rămâne unic. În primul rând este bărbat, eu sunt femeie. A, că mi se spune că eu sunt semăn foarte mult cu Vadim și că duc discursul său naționalist mai departe, pentru mine este o onoare. Însă să facem diferența. Vă rog. Domnul Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, chiar, mă rog, îi mai insulta direct în față. Ceea ce spuneți dumneavoastră, mie CTP-ul îmi pare foarte rău să spun, dar nu e departe o umbră, nici măcar o umbră a ceea ce ar fi vrut să fie cândva. Nu de mai ce? Este, nu mai este nici jurnalist, atâta timp cât jignești poporul român făcându-l parte dintr-un spectru al maimuțelor că se duc la mare pe vreme de COVID, dar nu se vede pe dânsul cât de penibil e cu o botniță într-un studio de televiziune în care oricum pe lângă virusul SARS-CoV-2 mai umblă încă vreo 5 milioane de virus, că asta este. Mai citim un pic de anatomie, de biologie, ca să învățăm câți virus ce stau în jurul nostru. Invectivele pe care le adresează dânsul îl coboară foarte mult și, din păcate, a dus în derizoriu munca jurnalistică pe care a dus-o viață. Cred că e bine atunci când cazi pici în derizoriu să te retragi. Cred că era bine să se retragă în glorie, nu să vedem o astfel de față care nu îi face cinste. Și nu face cinste jurnaliștilor.
În rest, ar trebui făcută o distinție între discursul de agora într-un timp de abuzuri și restricții inimaginabile, când efectiv discursul este cu totul altul, și discursul instituțional, pentru că niciodată nu am urlat când am fost într-o instituție. Una e să vorbești și să strigi nu la manifestații și alta este într-o instituție publică. Bine. Într-un studiu amplu, intitulat Psihologia poporului român, profesorul Daniel David a arătat că noi românii suntem sceptici și emotivi, rare ori avem încredere în forțele proprii și credem că există o doză mare de pericol în orice schimbare. Dumneavoastră, în schimb, vorbiți cu mult patos despre originile poporului român și sunteți o susținătoare a ideii potrivit căreia, vă citez, suntem urmașii celui mai mare imperiu al tuturor timpurilor, hiperboreenii. În mitologia greacă, hiperboreenii sunt considerați un popor de oameni perfecți, pe care unii istorici români îi plasează pe teritoriul Daciei. Dumneavoastră v-ați remarcat purtând costum popular românesc, susținând discursuri patriotice. Vreau să știu dacă dumneavoastră totuși vedeți și defectele românilor. Urmează întrebarea. Vă orbește iubirea pentru poporul român? De se vede că-mi iubesc poporul, nu? Știți cum e? Sunt ca o mamă. Mama știe care sunt defectele copilului și care încearcă... sunt defectele, Poporului român? În primul rând, lipsa curajului la acest moment și lipsa unității. Dacă stăm să ne aducem aminte de istorie, Herodot spunea că geții sunt cei mai curajoși și mai viteși dintre traci, numai că au o singură problemă, lipsa de unitate. Citesc din memorie, și dacă aceștia ar învăța să fie uniți, ar putea conduce lumea. Nu vi se pare că este aceeași problemă pe care o avem acum? Din păcate, la noi s-a folosit dictonul divide et impera. Din păcate, problema poporului român, și e ca o tară așa care, de care nu mai scăpăm, ca un blestem, trădarea. Cei mai mari domnitori ai acestui tărâm au fost trădați. Nu de către străini, ci de către propriilor compatrioți. Întotdeauna a existat un boier care să-l trădeze pe domn, care să ia banii și să, de fapt, este mitul Iudei. Poate că uneori e nevoie de un Iuda ca să avem niște viteji care să rămână în istorie. Aici poporul român trebuie să lucreze. Însă, din psihologie am învățat că dacă te axezi pe lucrurile rele, pe negative, acel om va ajunge să fie frustrat și va merge foarte mult numai pe lucruri negative. Așa că tot din psihologie am observat, mi s-a spus, că trebuie să marșezi pe lucrurile pozitive, astfel încât să-i dai încredere omului în el și el să capete acel curaj. Mulțumesc. Și iubire de sine și self-esteem ridicat. I-ați descris pe bunicii materni ca fiind oameni dintr-o bucată, oameni dârși și curajoși. Bunicul, inginerul Gheorghe Blotu, a luptat în cel de-al doilea război mondial la Cotul Domnului, vă citesc, este cel care a adus ce a mai rămas din regiment pe jos, timp de 6 luni până în România. Avea corpul brăzdat de urmele schijelor și operațiilor. Despre bunica Dona, ați povestit că la 75 de ani a avut curaj să plece singură în Canada ca să își îndeplinească marele vis, să vadă cascada Niagara. Apoi, la 80 de ani, a înființat prima discotecă dintr-o comună limitrofă capitalei. La moartea ei, în 2017, ați spus că bunica v-a lăsat drept moștenire bătălia ei cu statul român. Vă citesc din nou. Este vorba de vreo 30 de procese pentru diverse retrocedări și proprietăți. Ce am putut să recuperez, am recuperat legal. Urmează întrebarea. Ați câștigat în numele bunicii războiul cu statul român? Încă nu. E un război continuu. Nu știu cine, deci...
În numele bunicii mai am de luptat cu statul român, pentru că nu am vrut să fac ceea ce au făcut foarte mulți oameni, să mă fac frate cu ăla rău ca să trec puntea. Pentru că foarte mulți oameni au fost nevoiți să facă aranjamente astfel încât să primească o despăgubire, da? Mai repede, bineînțeles, mult mai mică, și astfel să duci mai departe ce? Epoca fanariotă, șpaga, că de acolo ni se trage. Noi trăim din nou o epocă fanariotă acum. Eu am refuzat acest lucru. Gândiți-vă că sunt avocat, cunosc nenumărate persoane care m-ar fi putut ajuta. N-am vrut să apelez niciodată la acest mijloc. Eu lupt pentru justiție, pentru dreptate, pentru adevăr. Cum aș putea părea eu să-mi încalc tocmai acest principiu? Tocmai pentru un avantaj. Un avantaj care ce? Care ar duce în derizoriu lupta. Mulțumesc. Mergem mai departe. Numele Jovanovici își are originea în fosta Iugoslavie, de unde se trag bunicii din partea tatălui. Ei au locuit în Skopje, actuala Macedonie de Nord, și vă citez. Din cauza atrocităților au fost nevoiți să fugă și așa au ajuns în România. Bunicul patern chiar a luptat în Macedonia. Ca și caracter, probabil că am o anumită forță specifică celor de acolo. Sunteți așadar urmașa unor imigranți. Dar acest lucru nu v-a împiedicat să-l atacați dur pe secretarul de stat Raed Arafat. Ați spus așa. De ce nu se duce domnul Raed Arafat în țara lui de Baștina? Nici nu știu cum și-a luat examenul de cetățenie. Trădătorii nu au ce căuta în România. Pentru genul acesta de declarații, Consiliul Național de Combatere a Discriminării v-a sancționat cu o amendă de 5.000 de lei. Vreau să știu. Cum poate cineva care provine dintr-o familie de imigranți să vorbească în acești termeni despre o persoană care, deși nu s-a născut pe pământ românesc, are cetățenie română. Urmează întrebarea. Le-a fost greu bunicilor dumneavoastră ca imigranți în România? Nu știu dacă le-a fost greu, pentru că bunica a murit când eu aveam 4 ani. Iar bunicul a murit când eu aveam vreo 13-14 ani. L-am văzut foarte rar, de foarte multe, foarte puține dăți. Nu știu cât de greu sau nu știu foarte multe despre ei. Știu că le-a fost greu pentru că au fost departe de casă. Dar nu e același lucru cu prietenul meu cel mai bun, Raed Arafat. Atâta timp că tu îmi încalci Constituția României și îmi spui că nu te interesează Constituția României atât timp cât dispozițiile medicinei tale de urgență sunt mai importante, deși ai abuzat într-un mod inimaginabil și inacceptabil poporul român, copiii români, îmbodnițându-i, punându-i efectiv, numai eu câte am văzut oameni încătușați pentru că nu purtau o botniță. Pentru ce? Ce face acea botniță? Eu nu pot să-i spun mască. Măști au ei pe față. Au îmbotnițat poporul român. L-au îngenunchiat. L-au terminat în amenzi. Un astfel de om care vine și cu o nonșalanță inimaginabilă consideră că este normal ceea ce face. Că face abuzuri de nedescris pentru ce? Pentru o gripă? Aduceți-l vă aminte cum apărea în miez de noapte. Dar ce nu putea să facă anunțurile în starea de urgență la ora 10 dimineața? De ce noaptea? Ca să țină lumea într-o stare cumplită de stres. Ce se mai întâmplă? Păi eu atunci scriam în fiecare zi pe femeide10.ro și învățam oamenii cum să se comporte cu acele ordonanțe militare. De zici că eram în stare de război. Mulțumesc, continuăm, rămânem la acest subiect, mergem cu o întrebare roșie. După incendiul de anul trecut de la Matei Balș, ați spus așa. Este obligatoriu să existe cel puțin o demisie. Aceasta trebuie să fie a lui Raed Arafat. Este al treilea eveniment care se produce și el nu cade. Tot pe secretarul de stat Raed Arafat l-ați acuzat că distruge România, vă citez. Raed Arafat, împreună cu domnul președinte Iohannis, nu mai reprezintă decât o mână de infractori care fac bani pe măști și pe aparate de PCR. Abia aștept să deschidă o anchetă ca să pot să dau și eu probele împotriva lor cu câți bani au furat din România.
Aș vrea să-mi spuneți ce nu vă place la secretarul de stat Raed Arafat și cu cine l-ați înlocui la șefia Departamentului pentru Situații de Urgență. Urmează întrebarea roșie. Ce dovezi aveți că Raed Arafat reprezintă un grup de infractori? Sunt depuse la parchet, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Știți că el este anchetat pentru acele achiziții de vreo 4 milioane de euro care nu se găsesc nicăieri. Una dintre plângerile penale îmi aparține, este făcută de mine, de colegul meu, domnul avocat Gheorghe Gabriel Căcescu de la Iași, Iulia Medeleanu și soțul meu Silviu Șoșoacă. Și mă bucur că în sfârșit s-a dat curs. Mai sunt, deci cred că am făcut 20-30 de plângeri penale împotriva tuturor acestor oameni și în continuare am făcut inclusiv cu privire la vaccinare, avem plângeri penale și am acuzat de grup infracțional organizat. Acolo sunt probele ca dovadă că se anchetează și sper că odată pentru totdeauna parchetele să-și facă datoria și să nu se uite la calitatea funcția pe care o are un om și la, efectiv la faptele pe care le-a făcut. Domnul Raed Arafat este mult prea dur. Dânsul are probabil o educație care îi se trage din țara de baștină. Asta nu înseamnă că îl discriminez, dar cred că ar fi trebuit să înțeleagă, mai ales că acest popor l-a adoptat, i-a dat o cetățenie și are o funcție pe care în țara de baștină nu ar fi obținut-o în veci la ce regim este acolo, da? Cred că ar fi trebuit să fie puțin mai mult recunoscător. Eu oricum acea sancțiune de la CNCD am atacat-o în instanță și presupun că instanța va face dreptate pentru că nu este vorba de nicio discriminare. Bun, da, Raed Arafat nu e șeful guvernului, este doar este un șef demnitar. Nu, este într-o cel funcție publică, în subordinea nu e nicio subordine. României. Uitați-vă cum toți s-au subordonat lui Raed Arafat. Ministerul de Interne și grupul de comunicare strategică CNSU este cel timp care a condus toată pandemia de 2 ani. Mergem cu o întrebare roșie. Adeverința medicală pe care ați prezentat-o la un moment dat pentru a justifica faptul că nu purtați mască a fost considerată de presă falsă. Premierul Nicolae Ciucă a solicitat o anchetă în legătură cu documentul dumneavoastră medical, iar Senatul a trimis adrese către Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică, prin care s-a cerut verificarea acelei adeverințe. Răspunsul primit de la DSP a fost că adeverința dumneavoastră nu este valabilă conform Ordinului 874/2020, deoarece ar fi trebuit să fie emisă de medicul de medicină a muncii din Senat, pe baza recomandărilor făcute de medicul de familie și a confirmării de către un medic specialist. Surprinzător, dumneavoastră, în loc să respectați cerințele DSP și să demonstrați că adeverința dumneavoastră este autentică, dumneavoastră ați început să purtați mască, de altfel un plastic neconformă, da? Transparentă. Urmează întrebarea roșie. Ați folosit o adeverință falsă ca să nu purtați mască? Cine este DSP-ul și cine sunt jurnaliștii să constate dacă o adeverință e falsă? Singura instituție care poate să demonstreze că un act este fals sau nu este instanța de judecată sau parchetul. Nu, ca dovadă, ca acea. Deci nu și-au dovedit decât incompetența și incultura juridică, dar și medicală. Acea adeverință, deci eu nu pot să mă duc la medicul de medicină a muncii nici în calitate de avocat, nici în calitate de senator. Unul la mână. Ca avocat, noi nu avem medic de medicină a muncii, noi avem medic de familie, da? Bun. Mai mult, ca senator, tu nu ești angajat, deci nu poți avea medic de medicină a muncii, iar în Senat nu există medic de medicină a muncii pentru demnitari. Ai statut special. Bun. În al doilea rând, absolut toate amenziile au fost anulate în instanțe datorită acestei adeverințe medicale, care este conformă cu legislația în vigoare, nici nu trebuie vreun ordin, ordinul nu poate, este un act inferior, infralegal. Adeverința aceea atestă, din punct de vedere medical, în conformitate cu legea, nu cu niște ordine date de niște incompetenți, care s-au dovedit foarte clar că au fost anulate de instanță, că ai niște diagnostice care
îți permit să nu porți mască. Mai mult decât atât, acum Curtea Constituțională a declarat neconstituțională dispoziția legală cu privire la purtatul măștii. Vot era demonstrandum ce tot spun eu de 2 ani de zile și mulți alți colegi avocați. Deci, astfel de instituții și astfel de jurnaliști se fac de râs pentru că n-au pic de pregătire juridică, nici medicală și așa vedem cine lucrează la DSU, DSP, în Parlament și așa mai departe. Bine, mulțumesc! În decembrie 2020 l-ați sfidat pe președintele Klaus Iohannis la consultările de la Cotroceni când a purtat masca doar cât să vă acopere gura. În septembrie 2021, în comuna Răchițe, în județul Iași, ați oprit activitatea din centrul mobil de vaccinare anticovid, pentru care s-a deschis un dosar in rem. În Parlament ați sfidat legea și colegii de nenumărate ori, refuzând să purtați din nou aceeași mască. În cele din urmă, în aprilie anul trecut, Biroul Permanent al Senatului v-a sancționat cu avertisment scris pe baza raportului depus de Comisia Juridică. În plus, timp de 3 luni, nu ați avut voie să reprezentați Senatul României la evenimente externe și interne. Doamna senator, sunteți avocat. Deci, în primul rând, ar trebui să militați pentru respectarea legii. Corect. Iar în cazul în care legea este greșită, dumneavoastră, din cealaltă funcție, cea de senator, o puteți modifica? Nu, nu pot să o modifici. Urmează întrebarea. De ce încălcați legea, doamna senator? Nu eu am încălcat legea, ei au încălcat legea și s-a demonstrat, acea sancțiune a fost anulată de Curtea de Apel București, tocmai pentru că sunt avocat, știu ce spune legea, din păcate ei sunt analfabeți funcțional, sunt inculți juridic, da? Asta este adevărat, analfabetismul funcțional este unul dintre lucrurile care afectează societatea română și din păcate îl găsim la cele mai înalte nivele. Iar pe domnul Iohannis nu l-am sfidat, dânsul ne-a sfidat pe noi, iar eu am fost un om liber, am pus cât de cât așa bodnița aia pe gură, după care, în timp ce mă aflam pe scaun, mi-am scos-o de tot. Pentru că eu sunt un om liber, iar mie nimeni nu-mi încalcă libertatea și mai ales libertatea de exprimare. Iar a-mi ascunde fața, atenție, este o încălcare a artop cedo, pe care așa s-au pronunțat inclusiv instanțele din străinătate, da, din țări ale Uniunii Europene, dar cu cine să discuți lucrurile acestea? Vreau să înțeleg mai bine. Da. Sunteți un om liber sau aveți o adeverință medicală care vă permite? Pentru inculții juridic, da, le-am dat o adeverință care să ateste că eu am niște probleme de respirație, da? Bun. Datorită acestei, da, cum să zic, cu cei care încalcă legea și cu inculții juridici, trebuie să vorbești pe limba lor. Dacă oamenii au vrut adeverință, eu le-am dat adeverință. Dacă pentru ei adeverința aia înseamnă că am dreptul să respir, ok, luați cu adeverință. După care eu n-am mai arătat-o absolut deloc, pentru că nu am de ce. Da? Am încercat să învăț un pic de drept, nu ai cu cine, pentru că trebuie să ai un pic aici de creier. Din păcate, circumvoluțiuni sunt foarte rare la unele persoane. Mulțumesc. Merg cu o întrebare roșie. Diana Iovanovici Șoșoacă, această femeie extrem de onestă, integră și curajoasă, a trecut peste orice risc și s-a vaccinat. Doamne ferește! Este ceea ce a scris pe pagina sa de Facebook doctorul Cristiana Petrei, profesor de microbiologie la Universitatea Pittsburgh din Statele Unite. Dumneavoastră ați negat vehement că v-ați fi vaccinat și ați amenințat cu închisoarea pe toți cei care vor mai dezvălui informații din dosarul dumneavoastră medical. Ați continuat să promovați teoriile antivacciniste pe care specialiștii le consideră total nefondate, conspiraționiste și chiar aberante, cum ar fi codurile Bluetooth care le-ar apărea persoanelor vaccinate în apropierea unui dispozitiv electronic sau sterilitatea următoarelor 3 generații. Urmează întrebarea roșie. V-ați vaccinat pe furiș? Doamne ferește! Doamne ferește! N-aș face lucrul ăsta nici dacă aș vrea să mă sinucid. Nu sunt cobai și nu voi face niciodată jocurile Big Pharma și a acestor trădători care vor să instituie noua ordine mondială.
cât despre Bluetooth. Nu e făcut de mine, sunt studii științifice care arată aceste lucruri. Încă nu se știe ce înseamnă acele coduri MAC care apar la persoanele vaccinate. Numai anumite telefoane le detectează. Iar mai era o chestie de care ați zis... Sterilitatea. Păi dacă lumea nu știe ce înseamnă trei generații... Vaccinezii au început cu maturii de 40 de ani. O generație, eu am scris la mine pe pagină, dar ce să faci cu analfabeții funcționali dacă nu știu să citească și nu știu ce e aia generație? O generație ține în jur de 15-20 de ani. Vaccinez copii de la 5 la 15 ani, 20 de ani. De la pormă, tinerii de la 20 la 35 și 35, 45, 50. În condițiile acestea, ai afectate trei generații. Am și explicat lucrul ăsta. Le-am dat mură în gură link-uri către ce înseamnă generație, de definiția generației. Ai trei generații afectate. Și nu o spun eu că sunt afectate de sterilitate. O spun chiar studiile Pfizer. Pentru că aceste studii le citeam pe data de 10 februarie 2021 în Parlamentul României, când s-a supărat aurul pe mine pentru faptul că mi-am permis să fac publice aceste cercetări ale Pfizer pe care le-am luat de pe site-ul EMA. Deci toate erau oficiale. Niciodată nu am spus altceva decât lucruri oficiale. Deci nu v-ați vaccinat pe Fărâș. Doamne ferește! Bine. Doamne ferește! Mergem mai departe. În decembrie anul trecut, presa a scris așa. Diana Șoșoacă are de plătit un munte de amenzi. S-a pus sechestru pe casă, pe bunuri, fiind astfel obligată să plătească aproape 20.000 de euro din amenziile cumulate. Și ministrul de interne, Lucian Bode, a confirmat că sunteți campioană la amenzi în pandemie și a precizat că nu v-a interesat achitarea acestora, așa că se va trece la următorul pas pentru recuperarea banilor pe care îi datorați statului. Ați spus deja că ați fost executată silit. Da, deși urmează toate întrebarea... sunt anulate. Câți bani aveți de dat pe amenzi? Cred că vreo 30.000 de euro. Wow. Eu vreau să intru în... Cartea recordurilor. În cartea recordurilor, da. Dar, având în vedere că absolut toate sunt anulate în instanță, mai puțin vreo două pe la Constanța pe care, mă rog, le-am achitat, iar acum că a venit decizia Curții Constituționale, statul român va trebui să-mi dea banii înapoi pentru că voi face întoarcerea executării și mai mult decât atât plângeri penale pentru că ei știau că toate acele dosare sunt în instanță, pentru că știau că acele amenzi au fost anulate și nu ai dreptul să execuți amenzi care sunt contestate în instanță și mai ales care au fost anulate. Deci aici este vorba de un abuz, iar ca un ministru al afacerilor interne să-și permită să iasă public și să spună că eu sunt cea mai amendată persoană, cu ce drept? Tu ești un demnitar al statului român care nu ai dreptul să intervii în astfel de probleme. Deci, ca o legătură de cauzalitate am demonstrat cum domnul Bode a dat ordin ca eu să fiu amendată, drept pentru care are din partea mea un dosar penal printre multe altele pe care i le-am făcut. Fiecare om politic trebuie să aibă un dosar penal. De ce vă? Adică nu trebuie să aibă și? Nu trebuie să vă să dea cu subsemnatul? Aveți treabă multă. O, înțeleg. Doamne! Deci dacă veniți la mine, le-am arătat la un moment dat oamenilor pe un live ce pe biroul meu, au zis că în viața lor n-au văzut atâtea acte. Bine. Sunt singura care știu ce e acolo. Nu trebuie să mor până nu fac ordine în acte. Am înțeles. Mulțumesc. Anul trecut a trebuit să renunțați la multe dintre activitățile care vă ajutau să vă întăriți sistemul imunitar. Ați spus că nu ați mers la piscină pentru că erați obligată să purtați mască. Vă citez. La piscină mi-au zis, vă puneți bodniță și mergeți până pe marginea piscinei. Pe marginea piscinei o dați jos. Eu le-am răspuns că nu e igienic și unde să o pun, mi-au răspuns. Când vă ridicați din piscină, trebuie să vă puneți masca la loc. Și eu, de unde mai iau masca dacă e pe marginea piscinei și e deja udă? Apoi v-ați arătat revoltată că sălile de fitness nu erau deschise non-stop și că nu aveți unde să mergeți, vă citez, să trageți de fiare după orele de muncă de la Senat. Urmează întrebarea. Cât de des trăgeați de fiare înainte de pandemie?
Nu trăgeam de fiare, dar mă duceam de cel puțin 4 ori pe săptămână la not și făceam cam 100 de bazine, da? Semi-olimpice. Într-un timp, că aveam un timp anume alocat. Eu anul trecut am îngrășat 35 de kilograme, având în vedere, da, din cauza pe sistem nervos. Din cauza faptului că n-am mai putut să fac mișcare. Deci acum în pandemie. Acum practic. În pandemie, da. Aveam piscinele mele unde mă duceam în jur de 10 noaptea, eram singură, îmi făceam bazinele și mă lăsa proprietarul până când voiam eu să stau. Aveam și eu clienții mei care îmi lăsau deschise respectivele. Pentru că eu nu am făcut un test RT-PCR sau antigen, deci de ăsta, COVID, niciodată eu nu am COVID pașaport. COVID ați avut? Nu, eu am gripe, am răceli, eu n-am COVID. Eu sunt un om normal, da? Eu am, pot să răcesc, pot să am pneumonie, pot să am gripă, pot să am guturai, nu ați COVID. Ați răcit grav în ultimii 2 ani? Am făcut pneumonie pe care o fac în fiecare an din cauza plămânilor care mi-au fost sparți la mineriadă când aveam 15 ani. M-au bătut minerii, m-au bătut jandarmii, asta este, și mi-au spart și plămânii. Și am o problemă cu plămânii. Da, am făcut pneumonie, tratat acasă de medicii mei, pentru că n-au avut curaj să mă ducă într-un spital. Deci, eu nu m-am vaccinat, nu m-am testat, nu m-am declarat bolnavă la DSP vreodată, pentru că este mai mult decât aș putea eu să fac. Mi-aș încălca toate principiile și toată lupta mea s-ar duce în derizoriu. Bine. Și atunci eu nu am cum să intru în piscine, în săl și așa mai departe. Bine, continuăm. Puțină lume știe că ați practicat mai multe sporturi, inclusiv sporturi de performanță. Vă citez acum. Am făcut atletism fond, 5.000 de metri, de-aia am rezistență, dar și în not, basket, volei, handbal, gimnastică, am fost chiar și la balet. Vreau să știu de ce ați renunțat la sportul de performanță. Urmează întrebarea. Ce v-a lipsit să ajungeți o mare balerină? Nu îmi plăcea extraordinar de mult baletul, dar făceam balet, gimnastică și dansuri în același timp. Și am făcut vreo 14 ani. Am avut și o spectacole, să știți, pe scenă. Eram foarte slabă și eram foarte talentată, dar, cum să zic, a trebuit să mă las pentru că am dat la facultate, iar la drept trebuie să înveți foarte mult. Oricum, mie îmi plăcea să citesc foarte mult. Pe mine mama mă certa că mă găsea la 3-4 dimineața cu cartea în față și nu dormeam. S-au cam schimbat vremurile. Văd că acum trebuie să îi cerți pe copii să citească. Depinde de copii. Cei mai mult, să fim serioși, trebuie să-i pui să citească. Nu mai e. Au gadgeturile astea, au toate tehnologia. Nu știu cum am fi reacționat noi dacă aveam fi avut atâta tehnologie care să ne distragă atenția. Dar... Da, nu știu, uite, să știți că am avut spectacol și în Lacul Lebedelor. Și a fost un succes. Nu am făcut-o vreodată ca să ajung o mare balerină, gimnastă, dansatoare sau ceva de genul ăsta. Era normal să faci gimnastică, balet și dans. Asta se făceau. Așa era normal pe vremea aceea. Bine. Mergem mai departe. Rămânem aici. Sunt chestiuni pe care vreau să le lămurim. Nu ați spus niciodată ce liceu ați absolvit, dar ba da. Ați precizat că ați fost elevă într-o clasă de olimpici. Nici în privința facultății de drept pe care ați absolvit-o nu ați dat mai multe detalii. Deși sunteți senator din 2020, deci de aproape 2 ani, nu aveți publicat CV-ul pe site-ul Senatului, așa cum o fac cei mai mulți dintre parlamentari. Presa a scris... Citez. Unele surse spun că Diana Șoșoacă ar fi fost o elevă mediocră, că ar fi absolvit dreptul la o facultate privată și că la 18 ani ar fi fost recrutată de un grup de interese. Eu vreau să lămurim și să-mi spuneți de ce refuzați să vă faceți public CV-ul. Urmează întrebarea. Ați făcut facultatea la privat? Da, la Română-Americană.
Și am avut decan, unul dintre cei mai mari, cel mai mare profesor de drept civil, pe domnul Gheorghe Beleiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Am avut, dar nu e, CV-ul meu este public, că nu l-au publicat ei, e problema lor. Dar inclusiv pe pagina mea de Facebook scrie foarte clar că am absolvit română-americana. În 99 am fost ultima generație care a făcut 5 ani. Am avut cei mai buni profesori de drept din țara asta. L-am avut pe Nistoreanu la penal, l-am avut pe Cărpenaru la comercial, și am avut ce să mai vrei să faci cu domnul Beleiu civil 3 ani de zile, că în al patrulea an oricum nu mai aveam decât procedura civilă, iar dânsul a decedat, din păcate. Eu am avut parte de o facultate extraordinară. Noi aveam în fiecare vară inclusiv schimb de experiență cu cei din Statele Unite ale Americii. Iar liceul meu, să știe ce a Rosetti, i-am spus foarte clar că sunt rosetistă, că am fost în Floreasca dintre a 5-a până între a 12-a. Și am iubit acel liceu și, într-adevăr, era o clasă de olimpici. Am făcut parte din cercul celor mai buni matematicieni pe țară, care era organizat de domnul profesor Florian Colceag și de domnul profesor Ion Ligor, Dumnezeu să-l odihnească. Cel care era autorul cărților de matematică din România în anii comuniști. Bine. Mulțumesc. Continuăm. Deși părinții noastre erau divorțați, ați avut o relație specială cu tata, construită mai ales în timpul vacanțelor pe care le petreceați cu el. Pentru a vă căli, tata apela la antrenamente dure pentru un copil, citez. Îmi aduc aminte cu plăcere de vacanțele petrecute în Munții Căpățânii, la hidrocentrala Lotru Ciunget, unde tata era inginer. Mă trezea la 7 dimineața și făceam baie în apă de munte. Ați povestit că tata chiar vă îngropa în zăpadă și cronometra cât de mult timp puteați rezista. Toate aceste metode aplicate de tata mă duc cu gândul mai degrabă la pregătirea trupelor speciale sau a celor care participă la un maraton arctic. Vreau să știu pentru ce bătălii vă pregătea tata. Urmează întrebarea. Cât timp vă ținea tata îngropată în zăpadă? Eu stăteam foarte puțin, că mi se făcea frig, dar el stătea și o oră jumate, n-avea nicio treabă. Iar iar vara făceam acele băi, stăteam câte două ore jumate, la 7 jumate dimineața, în apă de izvor. Și să știți că apa de izvor e foarte rece, cumplit de rece. Păi cred că mă călea, probabil că a avut el niște viziuni cu ce se va întâmpla în lumea asta. Nu știu, eu n-am prea văzut oameni care să aibă viață ușoară. Nici măcar miliardarii nu cred că au viață ușoară și nu-i invidiez. Am avut destui clienți miliardari pe care n-am să-i invidiez niciodată, pentru că n-au fost niciodată fericiți, din păcate, pentru ei. Dar pe mine m-au călit acele momente, mi-au prins foarte bine și cred că fiecare copil ar trebui să învețe și părinții ar trebui să-l călească, pentru că imaginile pe care eu le văd acum în parcuri, când trec, în care să nu lași copilul să se murdărească, să nu-l las să cadă, să-l pupi dacă îl vezi pe jos în genunchi de parcă cine știe ce i s-ar fi întâmplat, creează de fapt niște personaje fără pic de curaj. Și mă scuzați, noi nu prea mai avem bărbați în ziua de azi, cu tot respectul pentru audiență, persoanele de față se exclud, dar în general băieții, ați văzut, acum suntem la moda cu bărbați cu tocuri, fardați și așa mai departe, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Pentru că, în primul rând, familia greșește, îi cocoloșește foarte mult pe copii și cred că le prea multe pofte și prea multe prea multă cocoloșire nu prea e ok. Bărbatul e bărbat. Vorbim acum despre bărbatul care e bărbat. Aveți 2 copii, o fetiță de 9 ani, Mari Thais, și un fiu, Andrei Bogdan, de 20 de ani. Fiul dumneavoastră v-a impresionat și m-a impresionat și pe mine atunci când am citit. Citez. Mamă, ești într-o continuă luptă cu sistemul, cu învățământul, cu politicienii, cu oamenii care încalcă legea. M-am săturat să te văd luptând,
nedormind, lucrând zi și noapte, încercând să faci poporul ăsta să reacționeze. Vreau să plec din țară, să devin miliardar, să-ți dau câți bani ai nevoie, să nu mai muncești niciodată și să nu mai lupți niciodată. Vreau să te văd fericită. Sunt vorbele băiatului dumneavoastră. Puțină lume știe că la nașterea lui ați fost la un pas de moarte, iar când medicii v-au pus să alegeți între viața noastră și cea a fiului încă nenăscut, le-ați răspuns și vă citez: faceți orice pentru a salva copilul. Urmează întrebarea: este fiul miracolul din viața dumneavoastră? Copiii sunt miracolul din viața noastră. Este cel mai frumos lucru pe care ni-l poate da viața și îl doresc tuturor să aibă această bucurie, dar să știți că nu am numai pe cei doi copii, o avem și pe Andrada, fata soțului meu, care are 16 ani, un copil pe care eu, chiar dacă nu l-am născut, chiar dacă n-am născut-o, eu o consider ca și fetița mea. Noi avem trei copii, Andrei, Andrada și Thais. Bine, și Andrei v-a spus ce am citit eu că v-a spus. Da. Că vă vrea fericită și că v-ar da oricâți bani ca să vă vadă că renunțați la lucru. Da, eu i-am răspuns că nu a înțeles un lucru. Pe mine nu banii mă fac fericită. Dacă aș fi vrut bani, gândiți-vă că aș fi rămas la cabinetul meu de avocat și cred că aș fi fost milionară în euro la momentul ăsta. Gândiți-vă că am nenumărate solicitări să deschid cabinete în orice țară din Europa. Am propuneri să deschid birou de avocatură cu mari avocați din Europa. Probabil că o să și fac lucrul ăsta, dar nu mă voi ocupa eu. Nu asta este problema mea. Problema mea a fost să scăpăm de o perioadă de plină de abuzuri și de restricții care încalcă statul de drept în România, ceea ce a spus și Curtea Constituțională în decizia 457/2020.68. Mulțumesc. După excluderea noastră din grupul parlamentar AUR, v-ați pierdut și funcția de președinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții din Senat, unde ați spus că ați descoperit, vă citez, o mafie care depășește până și mafia siciliană. În același timp, ați declarat că ați fost amenințată și că se pregătesc dosare pe numele fiului dumneavoastră. Ați spus așa: ca să mă poată termina pe mine, vor să îi însceneze băiatului meu o chestie ca să-l tragă într-un dosar penal. Mi s-a spus: în momentul ăsta deja se lucrează la înscenarea unui dosar copilului tău pentru droguri, femei, băutură. Doamna Șoșoacă, în general, mamele sunt foarte sensibile la amenințările care îi vizează pe copiilor și multe dintre ele ar renunța la orice pentru siguranța acestora. Urmează întrebarea: ați fi dispusă să vă sacrificați copiii de dragul politicii? Nu e de dragul politicii. E de dragul României și al poporului român din care fac parte. N-are nicio legătură cu politica. Numai că doar prin politică pot să acționez astfel încât să fac bine acestui popor și acestei țări. Eu deja mi-am sacrificat copiii pentru România și pentru poporul român. Eu mi-am sacrificat liniștea, familia, eu nu mai am familie, eu nu mai am viață și nici copiii mei. Și merită? Timpul va arăta acest lucru. Eu cred că și eu fac parte din acest popor și copiii mei și decât să trăiesc o viață în sclavie și în genunchi, mai bine moartă. Mergem cu ultima întrebare. Contrar imaginii pe care o are multă lume despre dumneavoastră, ați susținut că sunteți un om pașnic, căruia nu-i plac situațiile tensionate. Vă citez: în spatele imaginii mele de femeie luptătoare de amazoană, să știți că stă un suflet foarte sensibil. Viața nu e doar o luptă pentru mine, chiar dacă pare că sunt gata să mă iau la trântă cu oricine. Ați mai spus că nu aveți neîmpliniri, nici personale, nici profesionale și că nu regretați niciodată nimic. Vă citesc din nou: dacă nu mi este așa cum mi-am dorit, viața m-a învățat că acel lucru nu îmi era destinat mie și Dumnezeu a știut mai bine de ce. Urmează întrebarea: merită Diana Șoșoacă tot ceea ce primește de la Dumnezeu? Dumnezeu nu dă omului decât ceea ce poate duce. Trebuie
chiar dacă îndur foarte multe lucruri, sunt sigură că Dumnezeu și-a găsit luptătorii lui în acest drum care este foarte greu. Gândiți-vă că ne luptăm și nu e o teorie a conspirației. Te lupți cu cea mai mare hidră care nu mai e numai în România. E și la nivel al Uniunii Europene, este la nivel mondial. Uitați-vă ce... Nu mi-am închipuit vreodată că o să ajung să trăiesc dictaturi mai cumplite decât comunismul și să ne întoarcem în nazism. Și a spus-o, nu-i rețin numele, dar a spus-o o doamnă care a supraviețuit la Auschwitz și acum vreo 2 sau 3 luni a spus că ceea ce ea vede la nivel mondial acum este reiterarea sistemului nazist și că ar trebui să oprim toată această mișcare. Este exact ceea ce și eu și mulți alți avocați și mulți oameni care au înțeles ceea ce se întâmplă acum, noi am înțeles poate mai bine decât alții. Dacă așa a vrut Dumnezeu, înseamnă că așa e. Nu pot să mă opun la Dumnezeu. Dumnezeu ne dă fiecăruia exact cât putem duce și cred că pentru fiecare a făcut un rol. A mă opune drumului lui Dumnezeu înseamnă a mă opune lui Dumnezeu, iar eu cred în Dumnezeu. Dumnezeu e în tot și în toate. Suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. Dacă eu renunț la mine, renunț la Dumnezeu. Mulțumesc. Acesta a fost interviul în 40 de întrebări în care eu mi-am dorit foarte mult să vă cunosc și eu fac tot ce fac în numele publicului meu, căruia am vrut să eu arăt pe Diana Șoșoacă așa cum ne lasă ea, să-i pătrundem în suflet. Vă mulțumesc că ați venit la 40 de întrebări. Vă mulțumesc că nu mi-ați cerut întrebările. Eu nu dau întrebările. Sunt mulți cei care mă întreabă și aleg să mulțumesc celor care vin fără să încerce măcar să negocieze asupra unor teme de discuție sau întrebări. Dumneavoastră n-ați făcut-o absolut deloc. Pe micile ecrane, telespectatorii văd acum un tabel din care rezultă faptul că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări și din nou vă mulțumesc pentru acest lucru. Ne-au mai rămas la dispoziție 5 minute. Oh, nu pot să cred! Este momentul în care am putea avea un dialog, vă dacă rog. Sunt chestiuni care nu au fost spuse, dacă sunt chestiuni pe care ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut, sau pur și simplu dacă vreți să faceți o dezvăluire sau o mărturisire, acum este momentul și după aceea urmează evaluarea mea. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat. În general, merg la interviuri deschise, nu am nimic de ascuns, dar întreb pe cum este interviul, la ce se referă. Părma am urmărit formatul emisiunii dumneavoastră. Recunosc, fiul meu este un mare admirator al emisiunii asta. Nu cred că a omis vreuna. Vă mulțumesc pentru că nu au fost deloc ușoare. Și mie mi se pare corect să răspundem, mai ales cei care suntem în viața publică, să răspundem exact adevărat și la cele mai neplăcute întrebări. Nu știu ce aș putea să spun la acest moment. Îmi doresc enorm de mult ca românii să înțeleagă că dacă nu se trezesc acum, România nu va mai fi. Și nu vorbesc prostii. Absolut tot ce am spus eu în acești 2 ani de zile s-a adeverit. Deci, poporul român trebuie să înțeleagă că trebuie să ia atitudine. Să nu mai stea în poziția ghiocelu. Trebuie să avem oameni care să se ducă la Uniunea Europeană și să renegocieze tratatul cu ei, inclusiv Green Deal-ul. Niciun reprezentant al României nu s-a dus la Uniune să negocieze. Tot ceea ce i s-a dat, aia a luat. În timp ce țări precum Ungaria, Cehia, Polonia au luptat pentru drepturile lor. Și în timp ce noi ne închidem minele, Germania nu și le închide, ci deschide altele noi. Noi, cu prețul gazelor și căldurii și energiei de 10 ori mai mari, ei își apără poporul, nevoile, neamul.
Cred că și le mai spun un lucru. Să nu mai îmi ceară să mă unesc cu trădătorii. E de preferat să fiu singură, dar să lupt pentru principii, pentru țelul meu, pentru... și nu e al meu, e de fapt al țării. Și cred că ar trebui să devenim ceea ce am fost cândva, acel imperiu Pelasgo-Traco-Getodac, cei mai curajoși și viteji dintre traci. Totuși, am văzut, apropo de evaluarea pe care urmează să o fac, am văzut că ați vorbit despre ceea ce vă doare atunci când priviți înspre poporul român, apropo de modul în care au ales să își trădeze de fiecare dată conducătorii. Ce pot să spun eu celor de acasă? Îmi inspirați și sunteți o femeie puternică și mi-a plăcut foarte mult și se simte foarte mult credința. Sunteți o femeie credincioasă, cu frică de Dumnezeu. Mi-a plăcut să văd o altfel de Diana Șoșoacă, o femeie calmă, o femeie așezată, o femeie plină de conținut, care poate argumenta logic și așezat orice întrebare, indiferent cât de provocatoare este. Mie mi-a plăcut mult, cum v-am descoperit în această seară. Sper ca și cei de acasă, și acolo vine testul final și pentru mine și pentru dumneavoastră, că fiecare dintre cei care ne-au privit și care v-au privit, ne fac și vă fac și fac o evaluare proprie. Eu vă doresc mult succes, să vedem unde ne poartă anul 2024 și să putem vorbi în continuare despre politică într-o Românie în care ne dorim cu toții să trăim. Mulțumesc frumos, doamna senator, și pentru prezența. Eu vă mulțumesc din suflet și mă bucur că v-a făcut plăcere interviul cu mine. În orice caz vreau să le spun oamenilor în felul următor, să nu le fie frică de moarte, pentru că asta au reușit să facă. Moartea este de fapt o nouă viață. Și cred că acolo va fi foarte ok. Dar da, ca să ajungem foarte mult despărțirea. Chiar dacă moartea da, dar dacii plângeau la naștere și și râdeau la moarte. Haideți să privim viața ca o transformare. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Bine. Mulțumesc frumos, Diana Șoșoacă, pentru prezența aici la noi la 40 de întrebări. Aceasta a fost ediția din această săptămână, o ediție pe care știu că ați așteptat-o cu drag. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu, promit, multe și noi alte întrebări. Sunt Denise Rifai, vă mulțumesc pentru atenție, seara plăcută! La